Pentru început, voi pune în discuție procesul verbal de la ședința anterioară. Dacă cineva are de făcut observații pe banii acestui proces verbal. Dacă nu, voi supune la vot procesul verbal. Cine este pentru? În unanimitate, procesul verbal a trecut. Pentru, voi citi ordinea de zi ca să o supun aprobării. Primul proiect. În calitate de președinte al Asociației Române de Regiune, care a format o cerere, aș vrea să scoateți de pe ordinea de zi acest proiect de hotărâre, deoarece Asociația, prin mine, calitate de președinte, îmi retrag cererea. Trebuie citi ordinea de zi, voi spune aprobări, după aceea voi spune aprobări hotărârii. Ar fi trecut hotărârea, dar nu vreau să fiu de făiba. Că eu am adus, când s-o strigat în străinătate pe loc, în România, și n-ar vrea să fiu de făiba. Informații de care am să... Nu vreau să fiu de făiba. Deci, dar puteți să tragem legitimitatea de ziua, domnul primar, inițiatorul proiectului poate să ne tragă. Cum consider neobjectivat? Rămâne la aprecierea de ziua. Trebuia să faceți o solicitare înainte de ședință. Vă mulțumesc. Rămâne la aprecierea domnului. De pe ordinea de zi se propună retragerea unui... Dacă nu s-a mai încat pe el, da? Nu mai există inițiatorul. Dacă poate, vă luăm o discuție, dacă nu. Nu mai inițiatorul. O să mă opun. Da. Inițiatorul. Da, solicitarea. Dar cred că... Să lăsăm la ultimul punct și... Probabil să putem la urmă. Trecem la ultimul punct. Ordinea de zi. Toate sunt, au ca inițiator pe primarul orașului Târgoviște, de ce nu mai spune cine este inițiatorul. Primul punct. Proiect de hotărâre privind desemnarea domnului consilier Lucu Costache, președinte de ședință pentru 1 martie 2016. Punctul 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de încheiere a exercițiului bugetar pe anul 2015. Punctul 3. Proiect de hotărâre privind îndreptarea erorilor materiale din anexa numărul 2, delimitarea zonelor de impozitare pentru orașul Târgoviște, hotărârii Consiliului Local Târgoviște, numărul 39 din 2015. Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin licitație publică a terenului în suprafață de 366 metri pătrați, teren lotul 1, 165 metri pătrați, lotul 2, 201 metri pătrați, situație în orașul Târgoviște, strada Victoriei, numărul 54-56, județul Bacău. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de acțiuni și lucrări de interes local în anul 2016, în vederea efectuării orelor de muncă de către beneficiarii legii numărul 416 pe 2001, privind venitul minim garantat, modificată și completată. Proiect de hotărâre privind acordarea cu titlu gratuit a dreptului de uz și servitute pentru suprafața totală de 128,50 metri pătrați în favoarea EON Distribuție România SA, în scopul realizării investiției alimentare cu energie electrică, stația de impurare a apei uzate, oraș Târgoviște, județul Bacău. Proiect de hotărâre privind aprobarea înțelegerii de cooperare și împărțire între orașul Târgoviște, județul Bacău din România și orașul Cetatea Albă, regiunea Odessa din Ucraina. Proiect de hotărâre privind aprobarea înțelegerii de cooperare și împărțire între orașul Târgoviște, județul Bacău din România și orașul Zlatoca, regiunea Odessa din Ucraina. Proiect de hotărâre privind abordarea Consiliului Local Oraș Târgoviște pentru interzicerea accesului autovehiculelor pe strada Victoriei. Proiect de hotărâre privind prelungirea valabilității Planului Urbanistic General al orașului Târgoviște. Raportul primarului privind situația gestionării bunurilor aparținând domeniului public și privat al orașului Târgoviște. Prezentarea raportului de follow-up înregistrat sub numărul 3460 din 18-12-2015, prin piatră acțiuni de verificare a modului de ducere la îndeplinirea măsurilor dispuse din decizia numărul 91-2015, decizia numărul 91-2016, de Camera de Conturi, județul Bacău, urmarea controlului efectuat la SECE, Compania de Utăți Publice din Târgoviște SA. Proiect de hotărâre privind aprobarea alocării sume de 5.000 de lei din bugetul local pentru susținerea evenimentului Cupa Stațiunii Târgoviște la tablă. Și ultimul punct, diverse. Supun aprobării ordinea de zi. Cine este pentru?
Abținere împotrivă. În unanimitate s-a votat ordinea de zi. Și acum vom lua punct cu punct. Proiect de hotărâre privind desemnarea domnului consilier Luțu Costache, președinte de ședință pentru 1 martie 2016. Vă rog, comisie, dacă să spună... Comisie juridică, vrea fi salvunată chiar de bine. Acum, discuții pe marginea subiectului? Nu sunt. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Punctul 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de încheiere a exercițiului bugetar pe anul 2015. Comisie, vă rog. Comisie economică a disfavorat. A de comisii nu sunt. Ba da? Ba da, ba da. Comisia juridică are ce poate de poate? Dacă își poate justifica votul negativ, să nu. Dacă nu cu vreodul care va fi, o să-l exprim, în modul că văd și e care de ma de comisii? Nu. Discuții pe marginea subiectului, vă rog. Cine a votat împotrivă, dacă poate să justifice votul, să și-l argumenteze. Neapărat de aia. Eu am să vă scriu primul la cuvânt, deși poate să vă văd oricine. Eu vreau să scot în evidență câteva dintre aspectele care țin de venituri, pentru că aici pun niște întrebări. O să am, nu știu, 2-3 minute de a face referire la aspectele care vreau să le prezint. M-am uitat că impozitul pe credit la persoane fizice este realizat în proporția de 84,18%, iar la persoane juridice 67,82%. Iar la impozitul pe teren, la persoane juridice realizat 86,17%, la persoane juridice 70,50%. Constat o discrepanță destul de substanțială între încasările care se fac la persoane juridice față de persoanele fizice. Aș vrea, dacă se poate, să ne se prezinte și nouă exemple concrete, societăți, eu știu, persoane juridice care nu și-au achitat aceste obligații și care sunt eventuale justificări. S-ar putea să fie unii și aceiași care își da îndeșire și să fie, eu știu, situații într-un fel justificate. Da. De asemenea, la capitolul cheltuieli, am văzut că sunt 1,36% bani cheltuiți pentru deplasări de străinătate, vorba de 1.462 de lei. Poate explică cineva de ce au constat aceste deplasări. Promovarea stațiunii turistice reprezintă 13% din valoarea bugetului aferent de acestui capitol. S-au cheltuit 80.773 de lei. Dacă ne se poate explica pe ce s-au cheltuit acești bani. De asemenea, mulți bani, 974.000 de lei, cheltuiți pentru evenimente gen zilele orașului și alte evenimente care sunt pe raza localității și reprezintă 30% din bugetul alocat pentru cultură și recreere. La aeronautul public sunt 505.211 lei și poate că ar trebui să ne preocupe un pic situația iluminatului nejustificată în anumite zone. Mă uitam în parc în anumită perioadă când pe timp de noapte nimeni nu se deplasa, nu se plimba prin parcul ăla, iluminatul era permanent. Suma de 632.391 lei reprezintă activitatea de alimentare cu apă, din care 570.324 plăți debit la CRAB. Poate ne explică domnul primar pe ce termen s-a eșalonat obligațiile care le avem noi către aceștia și văd o sumă destul de măricică, zic eu, 62.067 lei consumul la apă. Probabil că sunt incluse și consumurile care s-au realizat la școli, primărie, știu, bibliotecă și celelalte locurile
care țin de, de OAT. Pentru străzi s-au alocat 714.594 de lei. Doresc să apreciați și dumneavoastră dacă, într-adevăr, e o sumă care reflectă investițiile care s-au făcut în privința, nu știu, ca depunere de pietriș, reparații și alte genuri de lucrări care au fost făcute pe străzi, pentru că orașul arată jalnic, mai ales după intervențiile care le-au făcut cei de la care s-au ocupat cu, cu canalizarea. Și vă spun în modul cel mai sincer, și chiar la mine pe stradă, au luat balastul pe care l-am depus acolo, dar au ajuns la pământ, parcă au făcut-o cu intenții. Să îi mai rău decât în cea mai urâtă perioadă a târgului și au avut stres de genul ăsta, l-am văzut la fel. Sunt sigur că cei de la Ierbașul nu vor mai veni să mai refacă drumurile în primăvară. Când vor fi pe cheltuiala OAT-ului, o să facă alte investiții pentru a duce drumurile într-o fază mai, într-o stare mai convenabilă, ca să zic așa, pentru cei care circulă. Am văzut expertiză la Casa Borisov, este de 28.520 de lei. V-aș ruga, dacă se poate, să ne spuneți și care este rezultatul, în sensul că s-a hotărât să fie renovată sau nu mai îndeplinește condițiile de rezistență, să fim și noi în măsură să apreciem și, eu știu, să răspundem cetățenilor care ne treabă. Pentru reabilitare, parcuri în orașul de Vulna au fost alocați 156.363 de lei. Mai concret, dacă se poate spune în ce constă. Iar la centru de informare, 233.512 lei. Aceeași întrebare pe care am adresat-o de fiecare dată. Cam astea sunt probleme pe care le-am constatat eu și din aceste considerente, punctul meu de vedere este de a mă abține de a fi de acord cu modul în care s-au cheltuit banii localității. Mulțumesc. Doriți un răspuns de la... Da, că s-a luat de specialitate? Sigur. Da, cine va mă rog de specialitate, ne poate da un răspuns? Da. Suma realizată este mai mare la persoane fizice decât la juridice, pentru că, așa cum știți, am venit și în alte ședințe ale Consiliului Local, persoanele juridice care sunt pe raza orașului Târgu Mureș sunt unele cu probleme, în sensul că au dosare în lichidare, faliment sau alte stadii ale legii insolvenței, ceea ce determină ca impozitul pe clădiri să crească foarte mult pentru că ei nu mai pot reevalua clădirile și atunci se aplică piața cea mare de impozit, plus că nu își pot achita datoriile pentru că sunt în această stare de reorganizare. Referitor la cheltuieli, încep cu articolul autorități publice, s-a ridicat problema deplasări în străinătate. Sunt în sumă de 8.462 de lei deplasări în străinătate. Sunt acele cheltuieli care, ulterior efectuării deplasării, au fost aprobate în Consiliul Local. Deplasarea în Ucraina, în Republica Moldova, nu le-am aici detaliate explicit, dar sunt cele care au avut aprobarea Consiliului Local. Referitor la suma care este trecută pe alte cheltuieli autorizate, 80.873 lei, reprezentând 13% în total cheltuieli materiale aferente acestui capitol bugetar, adică autorități publice, este vorba nu numai de materiale de promovare, cuprinde această sumă și materiale de promovare ale localității, dar pe lângă această sumă sunt multe altele. Administrare pagină web, asigurarea auto, participare la seminarii, onorariu avocat, la fel aprobat prin hotărâre de Consiliu și alte cheltuieli autorizate de lege. La capitolul cultură, evenimente,
suma de 140.000 de lei a fost pentru organizarea evenimentului Zilele Orașului și 9.500 pentru premierea persoanelor care au împlinit 50 de ani de căsătorie. La fel și celelalte evenimente, s-a venit cu hotărâre punctuală că a fost ziua educatorului, că a fost ziua copilului sau alte zile stabilite prin bugetul local la început și ulterior aprobate printr-o ședință de Consiliu, cheltuielile fiind evidențiate în acest capitol. Iluminatul public al orașului cuprinde cheltuiala materială cu consumul de energie electrică aferent străzilor din orașul Târgu Ocna și în plus lucrările de service care sunt necesare pentru întreținerea și funcționarea corectă a acestui serviciu. Alimentare cu apă, plățile debitului aferent travului, pentru care noi avem o sentință civilă, o decizie definitivă în 2013 și avem o convenție de eșalonare cu executor Necula Sorica. Această executare este până în iunie 2016, deci în iunie terminăm ratele la această executare. Iar 62.067 lei sunt cheltuieli cu reparații la rețelele de apă, nu reprezintă consumul. Consumul de apă îl avem în alt capitol bugetar. Și ăștia 62.067 înseamnă reparații rețea apă strada Dobăriei, Elisei Ursac, strada Poien, Constantin Mușat și cartier Păcuri. Consumul de apă meteorică, așa cum vă spuneam, este evidențiat în capitolul transporturi străzi, pentru că acolo avem facturi emise de cei de la CRAB pentru domeniul public al localității, apa meteorică, așa cum o plătește fiecare persoană fizică și persoană juridică și noi, la rândul nostru, trebuie să plătim această apă meteorică, care de multe ori se ridică la niște valori destul de mari, în funcție de buletinele meteo care ni le transmit cei de la CRAB și pe care nu putem să le comentăm prea mult. La străzi, suma de 714.594, deci pe lângă această cheltuială cu apele pluviale, mai conține și alte cheltuieli de la întreținerea activității, adică carburanți, piese de schimb, utilajele, precum și reparații mici care au fost realizate pe străzi, balastări, podețe reparate în cartierul Cele, obiecte de inventar, bănci stradale, indicatoare rutiere și alte cheltuieli necesare. La capitolul, la partea de investiții a bugetului local, expertiza pentru documentația Casa Borisov a fost efectuată fiind necesară pentru continuarea unui proiect de reabilitare a patrimoniului cultural, care urmează în anul acesta, poate prinde finanțare, poate beneficia de finanțare. Deci rezistă structura, poate fi reabilitat? Da, rezistă. Asta am vrut să știu. Expertiza, da. Obiectivul reabilitare parcul oraș Târgu Ocna, 156.363 lei, reprezintă finalizarea cheltuielilor cu acel proiect de reabilitare parcul oraș Târgu Ocna. Vreau să menționez că suma am primit-o la sfârșitul anului, chiar pe 24 decembrie, am primit de la Agenția Fondului de Mediu în jur de 178.000. Deci am primit ce am cheltuit în anul 2015 plus ce am făcut cheltuieli în avans în anul 2014. Suma se regăsește în venituri. Concret, parcul Casa de Cultură și cel de la Trandafir, s-a renunțat la parcul de la Daniela Caurea
și cheltuielile nu, nu ni le-au acceptat, adică banii de la Agenția Fondului de Mediu au venit cu întârziere. În momentul în care au venit banii, am plătit constructorul. Am înțeles. Și, de, și evidențiată cheltuiala în 2015. Ce problemă s-a mai ridicat la alte acțiuni economice, la fel proiectul Centru de Informare Turistică, 233.512 lei, la fel cum am venit pe parcursul anului cu solicitare în Consiliul Local pentru aprobarea acestui proiect și finanțare, adică noi am aprobat să punem banii anticipat, urmând ca ulterior să primim de la Ministerul Finanțelor suma cheltuită. Noi am trecut, am pus din bugetul local 233.512 lei și tot anul trecut am primit de la minister doar 90.000 de lei, urmând ca anul acesta, să, în funcție de cererile de finanțare depuse, să primim diferența. Chiar în luna ianuarie am mai primit încă 20.000 de lei, urmând ca ultima cerere de plată să fie aprobată ulterior. Termenul de punere cererii a fost până la 28 februarie. Care se materializează în ce? În dotarea centrului, de la dotarea cu o multifuncțională Xerox, calculatoare pentru persoane cu dizabilități și calculatoare pentru, încă două calculatoare pentru persoane fără dizabilități, amenajarea efectivă a spațiului cu mobilier ambiental, televizor, deci spațiul este amenajat și dotat conform cererii de finanțare depuse acum câți ani? Acum 5 ani. Cam atât? Mai am, dacă permiteți, domnule președinte, câteva aspecte, decât simplu. Am văzut cheltuieli mai mari decât cele preconizate, decât veniturile realizate de care capitolul la Casa de Cultură, plus 1.400 de lei, la stadion și stări de sport, plus 5.924 de lei, la centru balnear Parc Bravo, plus 84.369 de lei și la Casa Agroalimentară, 11.048 de lei. Cam mai mari cheltuielile decât veniturile care le-au realizat, mai ales că unele dintre ele, normal, ar trebui să se autofinanțeze. Da, vă explic și aici, pentru că această activitate autofinanțată are alt regim de funcționare. În timpul anului poate utiliza banii din anul precedent. De aceea, soldul de casă este decalat. Cheltuielile sunt mai mari decât veniturile, utilizând banii din anul precedent. Nu că, că altfel nici n-ai cum să faci cheltuieli mai mari decât să ai bani necesari. Da, am văzut. De vedere, dacă mai sunt. Dacă nu voi supune la vot, cine este pentru? Rostiți-mă. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Cine este împotrivă? Cine se abține? 1, 2, 3, 4, 5 voturi. Nu dă vot, nu dă nimic. Mai, cine se abține? 1, 2, 3, 4, 5. 5. 5 se abține. Trec la următorul proiect de hotărâre. Proiectul a trecut. Punctul 3. Proiect de hotărâre privind îndreptarea erorilor materiale din anexa numărul 2, delimitarea zonelor de impozitare pentru orașul Târgu Ocna, a hotărârii Consiliului Local Târgu Ocna numărul 39 din 2015, inițiator primarul orașului. Comisiile, vă rog. Comisia Economică a disfavorabilă. Discuții pe marginea subiectului, dacă sunt mențiunile făcute, vă rog. Da, vreau să menționez că aici spune strada Costache Mândric, în zona B, de la intersecția cu Mihai Minescu, intersecția Gării, 71, numărul 71, 139 și începe cu numărul 69. Deci nu cu numărul 71. Asta ar fi o greșeală. Și
legătură cu de ce am ajuns ca să revotăm aceste anexe, e vorba de raportul de specialitate care a fost întocmit data trecută, de criteriile respective, sau deci criteriul, primul criteriu, distanța față de centru, a fost stabilit în patru sectoare, dintre care aici spune extinderea zonei de la Mihai Eminescu la strada Gării. Deci, din această cauză s-a decalat foarte mult impozitare, da. După aia, strada Amureșan la strada Mai Roșiță până la Măstun, zona CFR la Nu, strada Găreană. Deci aici au fost niște modificări față de cum a fost data trecută. Și acum cred că și-au revenit la mine, zic eu, pentru ce votăm astăzi. De ce bine? Nu, dar trebuie să remarcăm o chestie, că cel puțin la acum cu Oplu de-a zis domnul Vanțelul la Costache Negri, a fost nicio modificare. Vedeți că la raportul de specialitate are 31 de poziții, 39 de poziții, dar nu poate să modifice. De exemplu, la punctul 8, ne-a spus, rămâne categoria B și rămâne tot în B. Nu, dar eu adică spuneam colegul de la numărul de la care pleacă, da, da, da. 69, da, da. Așa interesant. Nu, scrie 71 și... Da, și normal e 69. Deci eu are tot materialul, da. Dar practic acolo nu s-a schimbat. Dar nu s-a schimbat, dar aici scrie... Nu, dar dacă scrie de la 69, nu mai. Ca număr este. Mai știți ceva? Dacă mai vrea cineva să-ți spun, vă rog. E bine venit care s-a, pentru că era o grămadă de oameni care erau nemulțumiți de felul în care au fost trecuți în funcțiune în apă. Aș avea rugăminte, dacă mai există astfel de situații, să încercăm să le corectăm și pe acelea, până, am zis noi, până în comisie, până în luna martie. Pentru că mai târziu deja e greu. Ar fi fost bine dacă toate s-ar fi rezolvat până în momentul în care am ajuns la ședința de astăzi. Să nu mai apară și alte, nu știu, nepotriviri de ambasador într-o zonă sau alta, ca să nu mai există niciun fel de comentarii, mai ales când mai vom aproba situația pentru următor în privința zonei orașului. Dacă mai sunt alte discuții, vă rog. La această corectare a erorilor materiale este absolut necesară, mai ales că ele au apărut, într-adevăr, datorită vitezei care s-au făcut astea anul trecut și atunci și acum lipsii de personal de la urbanism. Am lăudat munca doamnei Sfârlea de acum un an, s-au strecurat niște greșeli, acum constat că avem la urbanism un tânăr entuziast și cu energie și care chiar s-a dus pe teren să vadă unde sunt neclarități, ceea ce e foarte bine așa. Urbanismul înseamnă, în primul rând, teren, zic eu. Chiar și eu personal am reluat, sesizat de... găsind o greșeală, două, am reluat personal tot calculul și nu s-a greșit la calcul, bineînțeles, s-a greșit în cereri materiale de încadrare. Pentru că acest algoritm care l-am aprobat noi, de fapt, e un instrument, o formulă matematică, care rămâne valabilă încă cel puțin un an. După cum am spus, odată canalizarea terminată, odată asfaltarea terminată, și orașul nostru va arăta mult mai bine și vom intra, cred că, în altă categorie, în altă ieră. Și atunci, aceste criterii și acest algoritm va trebui modificat. Tot împreună și vedem ce va fi atunci. Vă mulțumesc pentru înțelegere și vă rog să votați. Dacă nu e completare, mă rog. Da, vă rog. Da, cred că după ce se va termina cu canalizarea și cu celelalte criterii care au fost stabilite, automat punctajul de la 35 la 30 va fi, zic eu, prea mare. Pentru că va ajunge, dacă calculăm, inclusiv și strada, dăm un exemplu, strada Cimitir, care este la intrare în oraș, va deveni aproape tot în zona A, conform criteriului. O să calculăm și să vedeți că așa este. Sigur, tot algoritmul va modifica. Da, pentru că 35, eu cred că 35, 34, 33 ca punctaj pentru zona A va fi de ajuns. Altfel, conform calculului, o să vedeți, nu vă fac calculul acum, dar
l-am făcut acasă și, într-adevăr, când va avea toate condițiile, asfalt, canalizare și tot ce trebuie, va ajunge tot în zona. Și e rău? Păi da, dar cred că e o distanță prea mare față de centrul orașului ca să, da, să poți să... Va fi depunctat la distanță, dar asta nu înseamnă că o să depunctăm la asfalt. Sau nu, la dar n-ați înțeles. Păi da, atunci în ce zonă încadrați strada respectivă? Conform criteriului. Păi conform criteriului va fi zona. Ca să știu că va fi. Deci de la intrare din oraș va fi numai zona. O scurtă precizare de asta în legătură cum am să vorbim la aceste probleme și asta este în legătură mai ales cu furtă de conturi. Deci noi acum corectăm niște erori materiale. Nu modificăm nici modul de impozitare, nici modul de cutărere, nici modul fiscal, nici apoi, nimic. Deci suntem în condițiile legii de modificare a unor erori materiale. Adică nu se înțelege că noi am modificat în afara legii modul de calcul. Deci asta vreau să fie precizat și să știe cetățenii că acestea sunt practic niște reparații materiale ale celor care au plătit sau vor plăti impozitul de dinainte. Mulțumim. Alte discuții? Nu cred. Voi supune la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Abțineri împotrivă? În unanimitate, proiectul de hotărâre a trecut. Uite și la următorul punct. 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin licitație publică a terenului în suprafață de 366 metri pătrați teren, lotul 1, 165 metri pătrați, lotul 2, 200 metri pătrați, situat în orașul Târgu Ocna, strada Victoriei, numărul 56, județul Bacău. Vă rog, comisiile. Comisia Economică a disfavorat. Comisia pentru Bani s-a fost disfavorat, tot în unanimitate. Comisia privind aviz negativ, 4-3. Abțineri pe care vă să le votim. Da. Vă rog, dacă sunt discuții pe marginea acestui proiect de hotărâre, cine a votat? Tot eu, dacă o să încep. Bineînțeles. Discutăm despre suprafață de teren care, de fapt, compune două trunchiuri. Numărul 54-56. Vorbim despre alimpirii. O suprafață de teren care e aceeași între două clădiri, între două imobile. Noi o avem figurat, în evidența noastră figurează ca două proprietăți. Da, în evidențele domeniului privat figurează ca două proprietăți distincte și din cauza că au fost făcute două cadastre separate. De ce? Pentru că așa figurează. Și așa două proprietăți diferite, așa sunt inventariate în domeniul privat al calității. Ce a fost acolo, de fapt, de două proprietăți diferite? Așa. Păi nu știu, din câte am înțeles, în 2007 a fost făcut inventarul domeniului privat și atunci, din câte am înțeles, nu numai achiziției acestor terenuri. Au fost achiziționale? Da, să nu știu exact cum. Deci inventarul este din 2007. Fiecare proprietar, când devine proprietar asupra unui bun mobil, realizează și acea operațiune care se numește alipire, pentru că justifică proveniența unei proprietăți. Nu știu de ce nu o să face și la noi, la primărie, o asemenea alipire, că la un moment dat ajungem să concesionăm, să închiriem, de fapt, o suprafață care e aceeași. Ar putea să apară anumite nemulțumiri în rândul celor care vor să concesioneze, că unul ia mai mult, altul ia mai puțin. Sau vrea să ia unul. Deci ele sunt evidențiate în inventar exact așa cum au fost achiziționate. Ca și suprafață, mă refer. Au fost făcute două cadastre, pentru că așa erau evidențiate. Probabil, dacă se vor licita ambele loturi, se va face alipirea. Mi este normal. Da. Despre partea de buz ce vorbeam, a rămas ca data trecută, fără niciun fel de răspuns. Dacă există o justificare în legătură cu felul cum va arăta această oră, mai ales că discutăm mai departe de tendința de a veni cu noutăți, că există un proiect, am văzut, legat de interzicerea circulației pe strada, acest segment de pe strada Victoriei, de pe strada Victoriei, da, de unde e oprit, acolo la Andelebă, la autogară, poate că există tendința de a se construi ceva despre care noi nu știm și asta presupune un nou pus care să includă și acel teren care se află tot pe strada Victoriei. Persoana sau persoanele care vor
aceste rând, înainte de a începe demararea unei construcții, vor trebui să realizeze un curs care va trebui aprobat în Consiliul Local. Deci asta este condiție obligatorie și este stabilită prin studiul de oportunitate, anexat la proiectul de hotărâre. Dacă ne-am aparat de specializare, mai vreau să vedem ce face specializare. Deci, trebuie să înțeleg mai bine, partea care e suprafața mai mică, e spre imobilul care l-am avut în discuție. E pe Drăgan. A, e pe Drăgan și cealaltă. Diferența între ele nu este semnificativă. Una are 165, una are 201. Mai sunt alte discuții? Vă rog. Să înțelegem că în acea zonă nu se poate face decât după concesionare un plan urbanistic zonal sau un plan urbanistic detaliat, dacă nu există zonal. Cred că așa e pe regulă. De ce nu se face întâi să vedem despre ce este vorba, ce se poate construi și abia după aia să concesionăm sau să vindem? Să vindem, am înțeles că este imposibil. Nu știu de ce este imposibil, dar aș vrea totuși să vedem dacă de ce nu se poate face un plan urbanistic zonal înainte de concesionare? Bun. Aș vrea să citesc din procesul verbal de la ședința de data trecută, cred că nu greșesc, în care avizul de, spune în felul următor, avizul de principiu pentru executiv, pentru ca executivul să vină într-o ședință viitoare cu propunerea de concesiune pentru cele două terenuri. Cine este pentru? 15 voturi. Nu vă mai spun marea majoritate. Cine este împotrivă? 0 voturi. Abține cu un vot. A fost domnul Panțăru Cristinel. Și în baza acestui aviz de principiu s-a venit cu acest proiect de hotărâre privind... Nu, am citit proiectul de hotărâre, vă aveți noastră, știți că mai găsesc asupra lui. Azi, dacă nu mai sunt, mai sunt discuții... Referitor la ce a întrebat domnul Panțăru, cum v-a explicat, colega mea la ședința trecută, doamna de la urbanism, obligativitatea de a întocmi aceste... Să vedem pentru ce concesionăm, care... În condițiile astea trebuie ca apusul să fie plătit de poate. Și noi nu putem să facem un plan de urbanism zonal atâta timp cât partea cealaltă, de lângă doamna Drăgan și doamna, sau cine este, au proprietate privată. Și e proprietate privată, adică nu se fac un impus, eventual fac numai pe terenul meu. Eu mă gândesc cum nu există un puz pentru zona aceasta. Asta e problema. Mi-e cum de la ora asta nu există un puz acolo. Nu se poate. E zona, chiar zona, prima zona orașului acolo, nu? Dacă s-a făcut pentru etalonul de pe strada Victoriei și s-a avut în atenție toată strada Victoriei, s-a luat numai pe segment, deci nu s-a luat și zona de la ANR până sus. Nu? Nu, pentru că, dacă știți, proiectul ăsta cu strada Victoriei a fost început în mandatul 2008-2012. Nu s-a luat. Și nu știu de ce nu s-a luat. Înseamnă că Consiliul de la vremea aia nu și-a devenit sarcini. Dacă primăria, într-adevăr, cum am mai discutat și în ședințele anterioare, nu poate să facă nimic acolo, așa am înțeles, deci acolo nu avem nicio putere, să facem, haideți măcar să știm ce facem. Asta vreau să zic. Nu, îl concesionăm și vedem dacă va face cineva ceva. Deci de un an sau de ce? Peste 5 ani. Deci eu zic să nu ne distrăm, că e ceva important dacă acolo. Dacă îmi permiteți, pot să... Da, vă rog, vă rog. Prin studiul de oportunitate, am trecut clar că pe zona centrului vechi, strada Victoriei, se vor face doar construcții pentru cazare, spații comerciale, spații de tratament, deci tot ce ține de turism. Nu se vor face locuințe, nu se vor face, nu știu ce să vă spun, ateliere, nu se vor face depozite, exact. Noi, plus că noi, lângă terenul doamnei Drăgan, avem un spațiu de depozitare. Să-i spunem așa, ca să nu trecem altfel. Da? Da. Căutăm să reorganizăm întreaga zonă. Bun, mulțumesc. Haideți să vă spun la vot. Cine este pentru?
favor. Abțineri. Împotrivă. Mulțumesc. Proiectul de hotărâre a trecut cu 15 voturi pentru și o abținere. Proiectul, punctul 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de acțiuni și lucrări de interes local în anul 2016, în vederea efectuării orelor de muncă de către beneficiarii legii numărul 460/2001, privind venitul minim garantat, modificată și completată. Inițiator primarul orașului Târgu Ocna. Vă rog comisiile să-și spună punctul de vedere. Comisia pentru bani a adus favorabil. Alte comisii? Discuții, prima linia subiectului. Dacă vrea cineva să înscrie. Dacă nu mai sunt discuții, voi supune la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Abținere împotrivă. Proiectul de hotărâre a trecut în unanimitate. Punctul 6. Proiect de hotărâre privind acordarea cu titlu gratuit a dreptului de uz și servitude pentru suprafață totală de 128,50 m² în favoarea Eon Distribuție Române S.A. în scopul realizării investiției alimentare cu energie electrică, stații de epurare a apei uzate, oraș Târgu Ocna, județul Bacău. Inițiator primarul orașului Târgu Ocna. Vă rog comisiile. Bun, mulțumesc. Discuții pe marginea subiectului, vă rog. Dacă aveți observații de făcut. Dacă nu, voi supune la vot. Cine este pentru? Abțineri, împotrivă. Proiectul de hotărâre a trecut în unanimitate. Punctul 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea înțelegerii de cooperare și influențări între orașul Târgu Ocna, județul Bacău de România și orașul Cetatea Albă, regiunea Odessa din Ucraina. În rusește sau ucraniană, Kărdvirgorod Destrovski. Acum, comisiile, vă rog. Comisiile. Comisia juridică a adus favorabil. Alte comisiuni. Voi supune la discuție proiectul, cine, dacă aveți observații de făcut. Da. Vă rog, sunt și de ședința regională, voi spun și acum că tendința noastră este de a ne îmbrăsi și a tot respect pentru toată lumea. Dar poate că ar trebui să ne mai orientăm și pe, spre acele categorii la care să învățăm ce înseamnă mai frumos decât noi la noi. Transmitem cât de frumos e la noi, la cei care se străduie să facă și ei câte ceva în țara, în țara lor. Având în vedere faptul că cele două proiecte, că și următorul se referă la același aspect de înfrățire, au fost odată pus în discuție, parcă și anul trecut. Nu știu ce... Exact asta s-a modificat. Dacă vă spui, voiam să fac o completare. Că noi, de fapt, acum avem o discuție, nu reînfrățirea, că ne-am înfrățit odată. Am stabilit, am votat, am... numai că este un amendament trimis de Ministerul Administrației și Internelor, care spune, care face o precizare, care trebuie să o aprobăm, că, care spune în felul următor, că dacă ne vom hotărâ vreodată să ne desfrățim, cele contractele care au la bază și toate proiectele care sunt în derulare la data desfrățirii, vor fi vor rămâne în continuare și vor fi finalizate și vor avea aspectul juridic. Adică nu descoperim apa caldă acum. Chestia care o spuneți cu vestul, ne-am dorit eu, sigur că haideți să inițiem. Bun. Dacă nu mai sunt observații de făcut, o supune la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Abțineri, împotrivă, nu sunt. Proiect de hotărâre trecut în unanimitate. Punctul 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea înțelegerii de cooperare și înfrățire între orașul Târgu Ocna, județul Bacău din România și orașul Zatoca, regiunea Odessa din Ucraina. Probabil e aceeași problemă. Exact. Vă rog. Am vizit favorabil, după aceleași precizări. Mulțumim. Discuții nu cred că mai sunt. Vă rog să pun la vot cine este pentru. Abțineri împotrivă nu sunt. Proiect de hotărâre în unanimitate. Punctul 9. Proiect de hotărâre privind acordul Consiliului Local orașului Târgu Ocna pentru interzicerea accesului autovehiculor pe strada Victoriei. Acum, avizul comisiilor, vă rog. Favorabil, votul pentru. Și comisia pentru urbane, aviz favorabil. Și comisia juridică aviz favorabil, dar solicităm și câteva precizări în legătură cu ce se vrea a face acolo, de când să despună măsura interzicerii circulației pe zona respectivă, că deocamdată e barat
în zona cealaltă și aici încă mai sunt mașini care parchează niște obiective pe acolo care au nevoie de locuri de parcare, că prea avem condiții pentru vehiculele care ajung în zonă, că partea autogării e o suprafață care nu e suficientă pentru traficul care este acolo. Rog aparatul de specialitate al primăriei să-și pună punctul de vedere, să răspundă la întrebările domnului consilier. Mulțumim. Vrem să continuăm proiectul început cu strada Victoriei. Ați văzut că trotuarul de pe partea cu parcul Trandafirilor s-a avut într-o stare deplorabilă și vrem să intrăm să reabilităm acolo. Plus că ceea ce ar duce la imposibilitatea trecerii mașinilor pe acolo, șoseaua și așa este îngustă, trebuie să remodificăm și amplasamentul stâlpilor de iluminat, pentru că sunt niște stâlpi uzați moral și trebuie să, și fizic. Și de asta propunem extinderea acelei suprafețe cu accesul interzis autovehiculelor. Și să o oprim la partea de autogară. Ați văzut că și acum sunt perioade când se ștrangulează acolo circulația. Mai ales că și clădirea de pe colț a fost, acolo va apărea o, iarăși o unitate de alimentație publică, ceva un pub sau nu știu ce vrea să construiască și nu permite accesul firesc. De asta am propus. Unde obligăm să parcheze valurile? Că sunt obiective pe acolo care... Și va intra, și paralel cu asta va intra și strada Căpătanu și în reabilitare, a fost licitația, suntem în faza de a stabili câștigătorul, au fost 6 firme care au concurat și acum suntem în faza de finalitate. Și fiind șantier și pe parte și pe alta, iar în ceea ce privește parcarea, vom încerca să direcționăm către autogară, să o amenajăm acolo atât cât se poate, sau pe străzile laterale. E o situație destul de încrâncită, acolo îngustă, dar trebuie să găsim soluții. Este că din acest sens fiind unică... Acolo s-a solicitat de către unitatea de poliție sens unic și... întreaga zonă, după ce va fi finalizată lucrarea de reabilitare a zonei cu parcul trandafirilor, cu accesul spre gara, salina, cu scările alea, pentru că ați văzut că dacă se termină și cu cele două construcții, cu acea construcție și cu cealaltă care arată urât, zona aia întreagă trebuie să fie regândită. Probabil vor apărea niște locuri de parcare, nu multe, până în zidul de la calea ferată, pe partea de jos față de scări. Acolo e o suprafață de teren, câteva locuri, 5-6 locuri mai cap acolo. Ați văzut că și din coace pe partea pietonalului, partea locului F1, am încercat și am găsit acolo 3-4 locuri de parcare. Încercăm să găsim orice oportunitate. Zona nu e foarte generoasă. Mulțumim! Cum este mără generoasă, nu găsim Chișoara? A, sigur, da, da. Și nu poate face orașul pe care... Eu sunt de acord cu recoacerea trotuarului lângă parcul Trandafirilor, dar nu pot fi de acord să nu se mai parcheze, să nu circule mașini pe acolo. Deoarece nu există locuri de parcare. Și în plus, scoarul din dreptul scărilor de intrare din autogara este prea larg. Trebuie îngustat. Pentru a se crea două sensuri, unde ieșire și unde intrare. Deci nu pot fi de acord să renunțăm la locurile acelea de parcare din fața Oituzului, să se reabiliteze trotuarul, gărduțul la parcul Trandafirilor, dar nu putem fi de acord. Îmi pare rău. Dacă cineva ne poate da un răspuns, acolo va fi șantier și pe o parte și pe alta, va fi și... Eu cred că ajunge cât este interzis la circula mașinile în oraș Târgu Ocru. Este un bun de multă lume, foarte multă lume mi-aduce la conștiința asta. Nu avem unde parca mașinile. Doriți să vină la primărie să sară în cap șoferii? Eu nu cred că este constructiv nici, nici acum nu sunt parcate acolo, pentru că nu e zona de parcare. Păi nu, dar măcar circulă. Vine din zona autogării, o ia pe acolo, pe la postul Trei Brazi, este pe partea altă, pe la domnul Curăzavu. Deci se face un giro, un rotocol, dacă... Dar nu se mai poate face. Dar suntem în epoca vitezii, mașinilor. Nu mai mergem cu căruța sau... La finalul investiției va fi regândit întreaga zonă. Ei, până la final... Regândim doar trotuarele, atât. E bun, dumneavoastră, de vedere. Mulțumim. Vă rog. Deci, din punctul meu de vedere, nu o să putem împărca pe toată lumea. Deci, cei care se doresc pietonal au un punct de vedere și normal își doresc un pietonal. Cei care au mașini doresc locuri de parcare.
trebuie să facem un echilibru. Cum am spus eu, care cred că pietonalul ăla care există și care va fi de la autogară până la Castroane nu este atât de lung încât să nu-și poată permite cineva să facă câțiva pași pe jos. Și poate să se organizeze locuri de parcare în zona de acele. Mai un pic eu nu am întrebat, domnul Pascalin. Doi, prin transferarea, prin transformarea sensului unic prin fața poliției, acolo eu consider că s-a făcut posibil să se parcheze mult mai multe mașini. Fiind două sensuri de circulație pe un singur sens de mers acum, automat, un singur sens de mers acolo, se pot parca o grămadă de mașini. Se pot amenaja în așa fel încât să rămână o singură bandă de circulație. Și deci rezolvă problema care este chiar foarte aproape. Imediat adiacență a străzii pe care o reclamați. Este, de fapt, de partea cealaltă, a parcului Trandafidului. Plus că, dacă o să se amenajeze și zona din fața blocului ANL și fața blocului de gaze, sau o să mai amenajeze, cum este deja în proiect, locuri de parcare în închintele blocurilor F, automat parcările, care, mașinile care sunt parcate în fața blocului ANL și care sunt în fața blocului de la case, se vor duce în închintă și acolo o să se creeze alte locuri de parcare. Dar cred că ar fi absurd de acum să nu ne realizăm un pasaj pietonal chiar civilizat. Și haideți să ne uităm la Sighișoara, la alte orașe care au centre istorice și care sunt mult mai mari în distanță de la locul de parcare până la locul de... Sighișoara este oraș, nu hotel, dar de oraș, dar Târgu Ocna, e micul Târgu Ocna, 10.000 de locuitori, e tot o comună. Luați Brașov, luați orice vreți dumneavoastră. Distanța de la locul de parcare până la pietonal este mult mai mare decât sunt în Târgu Ocna. Așa că eu cred că ar trebui să votăm chestiunea asta și ar trebui să ne preocupe foarte tare de cum va arăta Strada Victoriei și să arate într-adevăr civilizat să fie un loc pietonal bun și frumos. Dacă dați voie. Da, de exemplu, primăria a făcut o chestie fantastică aici, la Zanfir. Am mărit locul de parcare, am făcut o privizarea circulației, felicitări. Dar acolo, dacă facem pietonal, se fragulează automat totul. Deci nu putem fi de acord. Chiar cei care sunt de acord nu trebuie să fie de acord cu acest lucru. Câte mașini ați văzut luați? Eu dacă mergem și acum, nu știu dacă sunt mai mult și acum. Când vin vara turiștii, este plin până la Vâlcele, până dincolo de... Dar cum, dar turiștii parchează mașinile și la salină. Dar stațiunile turistică ar trebui luată la pas ca să o observe, să o vadă, nu? Dar are și trotuare, domnul doctor. Are chiar jos acolo. Are și trotuare, stațiunile turistică. Să sunt mașinile acolo. Deci, ce urmează după chestia așa, de circulație pe viitorii, va trebui să ne vedem că s-a mușină, să vedem dacă se mai poate rădi un pic strada acolo, dacă amenajăm niște locuri de parcare acolo, strada asta din fața poliției, iarăși, să vedem dacă putem mai amenaja acolo, sunt găsite soluții mult mai multe decât cele care ne oferă strada viitorii. Mai mult pe partea din Poiești o grămadă, pe partea elaltă ieșirii la Chioșcu Galben, pentru că dacă aia va fi asfaltată și programul de licitație, vă dați seama că atunci se va descongestiona tot ce înseamnă traficul spre Salina cu turismele și vor ieși pe acolo. Aia cu descongestionatul pe zona Salinei nu niciodată nu va fi atat decât așa este, dar trebuie să funcționeze și Salina, e o unitate economică acolo, e un punct turistic, trebuie să-i rezolvăm toată lumea. Iar un loc de parcare care poate să mai apară este deasupra Salinei, pe strada Salinei, cu accesul de vești pe suportul de la piață, cu direcționare, cu indicatoare, cu toate astea, iar toată zona aia de acolo poate fi amenajată pentru cei care vor veni să-și petreacă o zi la Salină sau la strandul de la Salină. Și acolo e o suprafață de când se mai intra în vigoare, că poate asta nu trebuie să-ți zic două păscării. Deci mai mulți cetățeni care se afectează și nu putem zona Bulgeriei. De când se vrea să interzice și circulația pe bucățica asta? Da. De la timpul Dar și eu cred că nu este bine să închidem circulația auto pe acest sector, pentru că și așa cei care au spații comerciale pe zonă sunt afectați și spațiile alea nu mai au nicio valoare, nu pot să-și desfășoare activitatea, atâta timp cât strada Capitan Dușilă este
obstrucționată pentru că este îngustă, drumul este rău, afectează foarte mult circulația. Noi nu ducem lipsă de atât spațiu de plimbare, nu avem atât de mulți turiști, nu suntem chiar atât de buni în promovarea turistică și cred că este mai greu pentru circulația auto. Cred că trebuie să întrebați cetățenii, nu ați face rău să faceți o consultare, pentru că și așa este ștrangulată circulația. Toți avem mașini, din ce în ce sunt mai multe mașini, zona este foarte aglomerată, nu cred că faceți bine. Faceți trotuarele, nu neapărat de parcări, parcările ați mai construit câteva, dar să se poată circula. Cum vă aprovizionat? Centralul, care este un punct comercial acolo, chiar și domnul Grozavu va fi obstrucționat, pensiunile de acolo din zonă. În plus, cetățenii din cartierul Vâlcele, avem foarte mult pământ pe Găleanu, eu am mai puțin, 3-4 hectare, alții au 10. Vara cu căruțele cu atelajele, nu pot circula cu căruțele cu fân. Păi domnul Păstrin... Voi din spate trebuie să circulă. Păi încai, pe spate la Salina, nu le dă voie Salina. Nu, domnul vorbește de Căptan Bușel. Eu de Căptan Bușel vorbesc. Da, domnul vorbim de Victorie. O cărătă de zonă are... Nu mă, dar are legătură, mă, una. Are legătură. Circula, era vorba de cineva. Că nu putem, domnule, dacă... I-a luat o logică. Noi, Consiliul Local, doar pentru o stradă ne facem atâtea probleme, care nici măcar nu-i gata. Dar când vor fi toate gata, cât probleme vom avea? Noi vom începe lucrările. Da, vorba, hai să începem la vot. Deci trebuie a fost în vedere legislativă. Domnul Păscălin, l-am întrebat expres pe domnul Grosavu dacă este afectat. Este un agent comercial foarte important acolo. Dânsul a zis că nu este afectat. Vrea să facă o terasă. Cum să fac la Brașov, la toate astea? Că luăm și noi exemplele astea mai... frumoasă. Da, dar în spate nu-și fac terasă. În spate îți lărgești drumul. Nu, stați-o alea, vorbim de Victorie. A, vorbim de Victorie. Deci dânsul a avut un aviz favorabil. Azi că este de acord. Noi, comisia, am și noi la act. Noi am găsit de acord. Deci cetățenii Vâlcele mi-au spus. Nu mai gustați căruțele. Domnul Salin. Domnul Păscăin, capitan Mușelul cu trei căruțele din Vâlcele mai are treabă cu strada Victorie. Da, păi știu că nu are, dar vreau să spun că să fie lucrurile și pe Capitan Bușină să facem acolo de parcare. Și nu se pot face din că nu este loc. Bun, dar scădeți, să fie pentru favorie, vrea să facem pe Victorie, pentru că nu se poate. Păi dar să știți că sunt peste 100, Bușină și e nevoie de drum pentru ele. Adică în toată Europa se interzise căruțele prin orașe și pe nu știu ce, numai pe drumurile agricole lătoradice și noi ne partem la 9-16. Păi bine, dar prin spate. Să le place facilități. Dom'le, astea sunt doleanțele lor. Dar nu aveți piatră cubic, nu merge. Astea sunt doleanțele lor. Domnule, am înțeles, vă rog, domnul Antonie, vă rog. Aș vrea să întreb dacă interzisirea circulației într-o stradă un sens operabil e ca de la atribuțirea Consiliului Local. Bun, și ce ne-a întrebat că s-a interzis circulația cu un sens în fața poliției? Ne-a întrebat cineva? Sau altfel, altfel chiar, nu că ar fi rău sau bine, dar poate nici nu trebuia, nu știu, dacă trebuie, și dacă se pune o... Dacă se pune o cedează trecerea, trebuie să întrebi Consiliul Local, nu. Deci închiderea cu un sens trebuia să întrebi poliția înainte de Consiliul Local, sau nu mai putea avea sens? Eu vreau să mai fac o precizare. Noi în Comisia Economică am dezbătut subiectul și am dat votul Comisiei Economice ca fiind favorabil, chiar gândindu-ne exact la ce a ridicat domnul Lăgănuță problema, adică la agenții economici care, din opinia noastră, dacă vor închide circulația pe strada Victoria, putem ca acolo să concesionăm pentru eventuali întreprinzători, pentru a-și pune o mică terasă, o toaletă, o, știu eu, o umbrelă. Foarte bună idee. Unde să avem partea de pietonală. Pe 71%. Pe ce este strada acum a Victoriei? Și automat, acea concesiune va aduce bani la bugetul local, vor aduce mai mulți turiști. Mi-ar place și mie, sincer să fiu, mi-ar place să fie ca la Praga, lăutărașii acolo, cu Viorica, cu acordeon. Un pictură care să facă picturi, care să facă... Nu m-ar place, domnule. Nu ar da un aer boem la tăzut asta. N-ar da un aer boem la asta să fie o terasă acolo și una. Eu pretindem că suntem fără stațiune și vă rog să vă legați.
Eu nu avem un suvenir șofer, un șofer în oraș. Dar suntem la stațiune. Nu avem un suvenir. Voi să pun la vot cine este pentru? Împotrivă, abține? Împotrivă. Eu mă abțin. Abține și un vot împotrivă. Și două. Abține. Și cine? Eu sunt împotrivă. Împotrivă domnul Drăgănuță și abține domnul Păscălin? Da, abține. Da. Păscălin și da. Proiect de hotărâre a trecut. Trec la următorul proiect de hotărâre numărul 10. Proiect de hotărâre privind prelungirea valabilității planului urbanistic general al orașului Târgu Ocna. Vă rog comisiile. Comisia pentru urbanism a fost favorabilă. Am de comisia judecă tot am desfavorat. Mă rog, discuții pe marginea subiectului. Păi am dorit câteva precizări în legătură cu planul ăsta de urbanism general, pentru că e expirată prin 2007, prin 2010 s-a început un proiect pentru a ne oferi un alt plan de urbanism. Să înțeleg că în momentul de față e suspendat, dar poate dă niște explicații mai profunzite la primar, ca să știm exact din ce motive să amână finalizarea până prin 2018. Mă rog, dar din partea de specia stagiu, de altă răspund, domnul consilier, nu sunt? Încheiat contractul cu firma de proiectare care de realizat la pământ la ora actuală. Dar în timpul execuției acestuia au apărut niște probleme cu contul intravilanului, cu zonele pe care s-au propus pentru intravilan. De la mediu s-au solicitat anumite studii de specialitate. Acest lucru a tot prelungit perioada de execuție a acestuia. Da? Noi, pe 31.12.2015, trebuia să-l avem finalizat. Altfel, nu puteam să mai realizăm niciun fel de construcții, absolut nimic. În decembrie 2015, prin legea 303, s-au modificat două articole din legea 350, prin care din câte am înțeles, dumnealor, la rândul lor, au solicitat celor care fac tot un studiu de specialitate pe zona respectivă, acel contur. Încă nu l-au. Și de asta tot prelungim și nu-l putem finaliza. E aceeași firmă care continuă... Aceeași firmă care a fost contractată în 2011, cu aceeași firmă s-a prelungit perioada de contractare. Dacă mai sunt discuții, vă rog. Deci, cu ocazia prelungirii, sper să se rezolve și aprobarea prelungirii proiectului până la pe Vlad Țepeș, 200 de metri cu încă 2 stâlpi pentru iluminat public și pentru a se putea acorda 2 cetățeni care au casă ultima pe dreapta, pe Vlad Țepeș. Nu știu dacă a fost adusă la cunoștință problema asta. Deci oamenii aia trag curent de la unul la altul. Și nu e corect. Trebuie pus 2 stâlpi să se rezolve... Mă rog, am alte discuții. Nu mai sunt. Supun la vot proiectul de hotărâre. Bă, dă-i curând. Cine este pentru? Abținere împotrivă, nu sunt. Proiectul de hotărâre a trecut în unanimitate de voturi. Punctul 11. Raportul primarului privind situația gestionării bunurilor aparținând domeniului public și privat al orașului Târgu Ocna. Pro comisiile. Atunci dacă sunt... Dacă sunt observații, discuții la acest raport. A avut cum s-a făcut o suficientă inventariere. Bunurile au fost casate. Eu am o întrebare pe care totul îl adresez de câțiva ani de zile. Când se și prinde ajut, înțeles că nu este inventarea bunurilor din domeniul public. Centralele termice din orașul ăsta. În ce stare mai figurează? Mai sunt în o evidență? Să mai știi ceva cu bunurile care au fost în acestea, cum s-au valorificat, ce s-a făcut cu ele.
Distractivă, este distractivă pentru că când am prezentat primul raport, am arătat că centralele s-au demolat, au fost valorificate până în 2012, când am venit noi, nou consiliu. Și este uimitor să vezi că domnul Nuțu, care a fost viceprimar până în 2012, întreabă ce s-a făcut cu centralele. Păi le-a scos noastră la citație și le-ați vândut. Chiar vreți ca să reluăm problema acum? Va crede cineva, domnule, că orașul ăsta toată știe ce s-a întâmplat cu ele, numai că a transmiteți cuiva. Păi cu ce să transmit? Le-ați dărâmat pe toate și le-ați vândut la vânt. Dar ce a fost primar? Nu primar, dar a fost viceprimar. Păi și-am avut aceleași atribuții pe care le are... Nu, da. Dar sunteți așa, azi cum să nu vedeți? Cum să nu fiu azi leu dacă ați valorificat? Ce ați făcut cu centralii, cât și cea de la aici și de la cinematograf, le-ați vândut noastră. Dacă vreți documentele, vorbesc. O să vă... Le-ați vândut și le-ați împărțit. O să vină vremea când cineva v-a dat socoteală. Păi sunteți socoteală, o să dați noastră socoteală. Dar acum veniți și pozați ca și cum nici n-ați trecut prin primărie. De ce ar trebui? Dar ați fost viceprimar, înseamnă că viceprimarul n-a avut nicio atribuție. Trebuie să întrebați primarul de atunci, doamne, de ce le vindeți? Ce ați făcut? Ați de luat cetanul și ați dărâmat bucătii? De ce nu l-ați întrebat dumneavoastră? Eu nu sunt organ care să fac cercetez. Dumneavoastră să puteți să faceți pentru a face ce vă place. Trecem mai departe la punctul 12. Prezentarea raportului de follow-up. Registrat sub numărul 3460 din 18-12-2005, încheiat în urma acțiunii de verificare a modului de ducere la îndeplinirea măsurilor dispuse prin decizia numărul 91-2016 de către Camera de Conturi, județul Bacău, urmarea controlului efectuat la SECE, compania din utilități publice, Târgu Ocna S.A. Dacă sunt observații la prezentarea raportului. Acest raport a fost prezentat în ADA în luna decembrie, dar Curtea de Conturi l-a transmis și Consiliului Local spre a fi prezentat. Dumneavoastră ați luat cunoștință de recomandările formulate. Acum, dacă, eu știu, mai solicitați vreo precizare. Toate recomandările sunt formulate cu termen de implementare 29 mai. Deci, ele sunt în curs de implementare. Probabil la data respectivă se va prezenta modul de îndeplinire a lor. În formă finală. Dacă nu mai sunt discuții, trecem la ultimul punct, 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea alocării sumei de 5.000 de lei din bugetul local pentru susținerea evenimentului Cupa Stațiunii Târgu Ocna la tablă. Inițiator primarul orașului Târgu Ocna. Rog comisiile, dacă sunt comisiilor. Comisia economică a avut aviz nefavorabil și pe motivațiile acestui aviz nefavorabil a fost nu ar fi momentul potrivit să cheltuim niște bani când necesitățile orașului sunt atât câte sunt. Dar înainte de a dezvolta subiectul, aș avea o întrebare dacă inițiatorul, domnul Drăgănuț, a solicitat ca inițiatorul să retragă de pe ordinea de zi subiectul. Domn primar? Nu, nu retrage de pe ordinea de zi, el să fie dezbătut și sigur supus votului dumneavoastră. Atunci v-am expus poziția Comisiei Economice. Dacă alte comisii au avut în dezbatere? Da, am avut comisia juridică în dezbatere, avizul este favorabil, dar ca să întăresc propunerea pe care a făcut-o domnul Bucur, într-adevăr, cel care se adresează cu o anumită problemă care face obiectul unui proiect, chiar dacă inițiatorul e primar, nu se pare că ar trebui să-i dea dreptul să-și materializeze într-un fel voința vis-a-vis de solicitarea pe care a făcut-o. Dacă omul nu mai vrea să facă obiectul acestei aprobări, de ce să nu ai posibilitatea să le tragă de pe ordinea de zi? Care e problema? Că e inițiator primar, au fost multe proiecte care așa e regulă, să fie inițiator primar. Dar se pare mie că e un drept care ar trebui luat în seamă. Exact dacă veți e ca un loc care vrea să-și dea demisia dintr-o anumită activitate și cineva... Aici
Ce cred că este chestie de natură juridică, strict juridică. Și aici... Legea 205 ne spune că proiectele promovate pe ordinea de zi pot fi retrase doar cu acord de inițiator. Discutăm cine... A cui voință este exprimată acolo? Că de dacă discutăm despre o chestiune care ține de altă problemă care ține la nivelul localității, care e problema reprezentantul unei asociații, respectiva președintelui Federației Române de Medii. Păi, este adevărat, dar ați fi avut posibilitatea ca înainte de dezbateri, înainte de ședință, să depună o cerere pentru retragerea solicitării. Așa cum a depus o cerere pentru care a solicitat promovarea pe ordinea de zi, putea să... Plus de asta, eu cred că dacă facem un exercițiu de imaginație, domnul Grădinuț a făcut o propunere. Primarul orașului a luat inițiativa și a făcut un proiect de hotărâre pe care noi putem să-l aprobăm sau să-l respingem. Dar după ce a fost inițiat domnul primar chestiunea aceasta, ar putea să fie un alt organizator. Nu-i musai să fie domnul Drăgănuță. De exemplu, dacă vom supune la vot și va trece proiectul de hotărâre și domnul Drăgănuță nu mai vrea să facă, să organizeze, pentru că își retrage din diverse motive. Și poate organizează Salina sau poate organizează Bucuri. În condițiile acestea, ar apărea că ar trebui să votăm, nu? De asta cred că este normal ca inițiatorul să retragă. Văd că vorbește mai mult domnul Bucur, mi-e mai încunoștință de cauză. Într-adevăr, a fost o competiție, a rezultat bun la când a participat, a fost semifinalist la un concurs național. Fericită! Vedeți, toată lumea joacă table. Jocul ăsta de table, backgammon în variantă internațională, are multe forme. Este un sport al minții. Este... Și într-adevăr am vrut la Târgovna, pe data de 20 martie, să fac cupa orașului stațiunea Târgovna cu contribuția dumneavoastră de 5.000 de lei a Consiliului Local și undeva la minim 2.000 de lei a fost contribuția Asociației Române de Backgammon. Era chiar de ziua internațională a jocului de backgammon. De ce la Târgovna? Că aici este frumos. Asociația Română de Backgammon nu este doar o simplă asociație. Este membră a Federației Europene de Backgammon și reprezintă România în turneile internaționale. Am documente în acest sens, am atașat și la solicitarea, reprezintă România. În septembrie a participat la campionatul european, în august a fost la campionatul mondial și la alte turnee. Am organizat competiții în țară, în peste 15 localități, cu reședințe de județ, unde ne-am bucurat de succes. Dar la Târgovna nu se vrea, cu toate că aici este sediul, iar Asociația Română de Backgammon, de-a lungul existenței, puteți verifica în documente, a virat la IPU, la bugetul local, probabil aici au avut banii, peste 50.000 de lei, peste 500 de milioane de-a lungul existenței. Pe când dacă o comparăm cu alte activități, cum ar fi fost ciclismul, este binevenit și ăla și un concurs de... Despipați sâmburi de pepene, dacă aduce turiști, este extraordinar, iertați de expresie. La bicicliști am avut un singur biciclist din Târgovna și cred că s-au dat de-a lungul anilor peste 10.000 de euro și nu a ajuns în bugetul local nici măcar un lei, pentru că acel organizator, acea asociație, are sediu undeva în județul Gorj, unde e o forță politică și s-a dorit peste tot. Și la Târgovna, cum vă spunea, deci Asociația Română de Backgammon, care reprezintă nu numai Târgovna, ci România, a adus peste 500 de milioane la bugetul local. Se poate verifica, răspunde aceste date. Mulțumesc, Ilea. Chiar m-ați făcut curios. În ce constă contribuția asta la bugetul local? Impozitele pe premii. Din impozitul, premiile care trec de suma de 600 de lei se impozitează, se rețin la sursă și se virează la trezorerii. Și eu cred că din acești bani, deci s-au dus la stat. Nu. Cred că ați plătit impozitele astea, dar o parte... Le pot demonstra. Păi, da, dar nu din impozitele pe ei, dar această asociație... Din așa sau nu la Federația Română, la Ministerul Sportului, iar celălalt intră la bugetul de stat. A intrat la bugetul de stat. Asta aici, asta e altă problemă. Dar... Deci eu am spus... Punctele acestea de trecere sunt mai ales că Federația nu este lucrativă, nu fără că și-a plătit impozite locale. Pe salarii, nu pe profit, nu pentru că nu are profit. Impozit pe premii, cota de 16%. Pe de altă parte, să știți că... Da, este 16%. Aveți dreptate prin ce spuneți. Da, se poate verifica. Da, vă cred, dar nu are mult. Și
De ce am avut intenția să o reiau? Pentru că din informațiile care au, se urmărea defăimarea acestei activități. Că e rușinos, că e nu știu ce. Am avut intenția să o reiau. Dacă dumneavoastră considerați... Eu vreau să vă întreb, dacă cumva se aprobă, mai acceptați să o faceți sau refuzați? Eu cu mândrie mai departe misiunea și mai cu seriozitate decât altă dată. Deci am acceptat. Bineînțeles, și eu îmi doream și vreau să organizez din scurtea. Nu am vrut să pun într-o situație neplăcută, adică să le fac ceva de asila să fie un consens. Asta a fost ideea. Da, vă rog. Dacă îmi dați voie, domnul Drăgănuț a demonstrat că un om, este un om de onoare, are un caracter fantastic, un mare caracter. Prin faptul că a vrut să renunțe la acest concurs datorită unor defăimări. Vedeți, oamenii din ăștia trebuie să conducă destinele orașul Târgovna. Păi nu, ăsta e adevăr. Dacă omul ăsta pentru două vorbe a vrut să renunțe la un joc care ar fi adus... Este un om de onoare. Felicitări. Domnul Drăgănuțe, dar nu înțeleg și nouă în ce constă de făimare. Și din partea cui? Pentru că suntem curioși. Nu există asupra. Nu, da. Mulțumesc. Ați lansat totuși o idee. Iau ca exemplu ultima solicitare când eu am lipsit anul trecut, când... Se poate vedea procesul, dar acum are sens. Cred că ai putat voi, domnul Drăgănuțe. Cred că ați putut să facă referire la mine, că și așa ați văzut. Nu. Ați bătut monedă foarte tare cu circuitul listic. Așa. Eu cred că dacă am o opinie și o părere și un vot pe care îl dau aici, și eu nu la fel, că defaimez pe cineva. Nu. Dacă eu am o părere despre jocul de pe gemă. Dumneavoastră trebuie să aveți pantaloni. Să aveți pantaloni, nu sens la figura. Dumneavoastră ați fost la competiția de pe gemă și la solicitarea de anul trecut. Vă era rușine despre această mișcare. De ce nu vă fost rușine când ați venit și vă mândrea? Băi, un sport amunțipar, chiar ceva. Nu e chiar jocul ăla de table din parc. E altceva. Dacă vreți, reluăm înregistrarea de anul trecut. Dar nu știu dacă sunt important. Și ne iau opinia pe care am avut-o anul trecut. Nici n-am defăimat jocul de temă, nici pe personal. Nu v-am atacat în niciun fel. Mi-am spus doar părerea anul trecut și rămân la aceeași părere. Că totuși jocul de backgammon are o mare doză de hazard în el, pentru că se dă cu zapă. Are. Deci la acest joc câștigă cine? Cunoaște jocul. Nu, dacă în orice trebuie un pic de noroc, domnul. Dar primează jocul mingii. Dacă îmi spuneți ce noroc ai la șac, probabil doar că întâlnești unul mai slab ca tine. Dar altceva nu cred că e altceva noroc acolo. Mă pricep și la șac. La liceu era în campion județean. Știu că am jucat împreună. Știu că am jucat împreună. Și asta spun. Dar totuși jocul de table are o mare doză de hazard. Și de asta eu nu-l consider un sport. Pentru că nu te antrenezi să dai cu zarul, nu te antrenezi cum face un ciclist. Un ciclist, ca să obțină rezultate, chiar trebuie să facă o mare, mare muncă. Pe când la, și chiar o mare investiție în bicicletele alea și nu știu ce. Și dacă tot am vorbit de și activitatea cu biciclete este binevenită. Orice activitate este binevenită. Trebuie să luăm exemplu primarilor, gen cum este primarul stațiunii Bușteni, care a găsit metode să atragă toate personalitățile, și mai mici și mai mari. Le-au oferit acolo un metru pătrat, proprietate sau nu știu cât. Primarul sau Consiliul Local? Consiliul Local, la inițiativa primarului. Deci sunt metode de a promova localitatea, sigur, de a aduce turiști. Eu cred că am adus, prin activitățile mele, domnul Bucur, sunteți de acord că am adus turiști în localitatea stațiunii Târgovna? Eu sunt de acord cu altceva. Da. Că dacă sunteți, într-adevăr, un om de onoare și un mare cavaler, așa... Și mulțumesc domnului Păscărică! Dar... Și dacă sunteți un purtător de pantaloni, așa cum v-ați spus, înseamnă că trebuie cunoașteți că în Consiliul Local putem să avem dispute de idei și conflict de idei chiar. Și nu înseamnă că dacă eu voi vota împotrivă, abținere sau pentru, înseamnă că ne-am transformat în dușmani sau v-am defăimat. Nu. De asta, uitați ca să vă convinc... Dar de data aceasta sunt convins că sunteți de acord cu această situație. Ca să vă convinc de cum să zic eu, de afecțiunea care vă port. Și voi vota pentru. Declar de pe acum că dacă o să se voteze pentru și organizați această competiție, voi participa. Și vreau să câștigați. Și în consecință, vă voi abține de la vot, pentru că nu vreau să intru în conflict de interese.
Că am votat în Consiliul Local pentru a-mi asigura un viitor câștig din premiu. Este lor profit, domnule. Domnul Zăgăruță, dați-mi voie să vă spun că, de asta v-a fost frică de... că eu cunosc foarte bine ce prevede ANI, adică Agenția Națională de Integritate, și ce îți prevede la conflictul de interese. Nu și este. Știu foarte bine că dacă voi vota astăzi și particip, eu voi fi în conflict de interese. De asta mă voi abține, dar vă garantez că voi participa la concursul de Eu mă abțin. Să vă procur o pereche de zaruri speciale. Vă mulțumesc, domnule. Vreau să spun că cetățeni din orașul ăsta care doresc să participă la un asemenea campionat, pentru că, într-adevăr, e gratuit. Dar plăteau taxe ca să poată participa. Și, în final, probabil că vor fi mulțumiți de anumite premii care se vor acorda. În orașul nostru se mai organizează și alte genuri de activități și asta poate fi înscris în cadrul acelui calendar, mai ales pentru persoanele care au rămas fără veste de șah, de table, ce mai erau acolo în zona unde jucau ei. Domnul Ion Consiliu. Aș vrea să-mi exprim și o opinie sub aspectul odată avutului dat în comisie. Nu știu dacă este cazul să-l și spun, dacă este votul. Eu considerați că trebuie neapărat să-l spun, votul meu care l-am dat în comisie. În altă ordine de idei, chiar am și spus domnul Drăgănuță că o să-i explic personal argumentele care au stat la baza votului din comisie. În altă ordine de idei, aș dori să fac o precizare. Nu vis-a-vis de circuitul de ciclism, dacă a adus sau n-a adus imagini localității, imagini Consiliul Local. Nu, dar ați făcut o altă exprimare. Între cele două activități care au adus. Aș vrea să facă toți consilierii un exercițiu de imaginație asupra concursurilor de BGM ca și participanți de punct de vedere numeric, ca și participanți la circuitul de ciclism, la care bănuiesc că ați fost toți martori, dar eu aș vrea să aduc în discuție vis-a-vis de impozite sau bani dați la bugetul de stat. Nici nu are rost atât la bugetul local cât și la bugetul de stat. Nu cred că putem compara cele două unități. Dar faceți dumneavoastră o analiză la ceea ce vreau să fac. Activitățile. Da, un moment, domnul Drăgănuță, îmi permiteți? Eu aș vrea doar să fac o precizare și să faceți dumneavoastră o analiză vis-a-vis de turismul făcut în orașul Târgu Ocna, dar implicit de Salina Târgu Ocna. Că altfel, nu știu de ce turism am putea să vorbim. Am putea să organizăm foarte multe lucruri în oraș, așa cum spunea și domnul Drăgănuță, poate chiar să prindem muște sau să scuipăm pe nicio problemă sau să dresăm câinii care nu reușim sub nicio formă să-i avem sub stăpânire, care ne creează probleme. Dar eu vreau să vă spun, din momentul anului 2005, când baza de turism s-a mutat la nivelul orizontului nou, când unitatea noastră, pe care o cunosc foarte bine, o cunoaște și dumneavoastră, foarte mulți din sală, era vizitată de 7 până la 9.000 de vizitatori, implicit pentru orașul Târgu Ocna. An de an s-au înregistrat creșteri, dar nu prin alte acțiuni, ci prin aceste acțiuni de publicitate, poate din gură în gură, sau poate prin acțiunile care am reușit să le facem cu concursuri de judo, cu concursuri ale elevilor, și chiar vreau să vă spun, doamna consilier Bana ne poate explica, pe 21 aprilie are loc un eveniment deosebită importanță la nivelul județului Bacău. Ca să termin cu vizitatorii, să vă faceți o imagine și dumneavoastră puteți să analizați cât doriți. Din 2005 și până anul trecut, în 2015, an de an a fost creștere de 30% anual, care a condus de la 7 până la 9.000 de vizitatori la 215.000 de vizitatori în anul 2015. Dumneavoastră faceți analiză și să spuneți dacă localitatea
a avut de câștigat sau a avut de pierdut. De aici încolo eu retrag analiza pe această temă și vin și spun dacă este mai important un concurs de medie la această oră, când suntem la început de an și avem o groază de probleme de rezolvat. Eu știu câteva aspecte, am venit, am făcut niște întrebări la executiv, sunt câteva aspecte extraordinar de importante pentru că ne așteptăm la începerea sezonului și nu vom reuși să ducem la îndeplinire o serie de lucruri, nu de parcări de 5 mașini, nu de parcări de până la nivelul vârfului dealului către Vâlcele, domnul Păstre. Sunt probleme extraordinar de importante care ar trebui rezolvate ca să ne primim vizitatorii în sezonul care urmează. Și suntem la început de an când sumele încă nu pot fi chiar atât de ușor trimise dintr-o parte în alta. Dar eu reamintesc Consiliul Local că împreună, totuși, pe domnul Drăgănuță, anul trecut l-am din câte ne amintesc, l-am ajutat cu o sumă. Poate nu cât a solicitat. M-a ajutat pe domnul Drăgănuță. Asociația de Bechia, nu-mi cer scuze. Mă rog, dumneavoastră fiind organizatorul, poate am greșit. Îmi cer scuze. Vă mulțumesc. Îmi cer scuze. Dați-mi voi să-mi termineți. M-am doar o... N-am vorbit. Aș dori să fac precizarea vis-a-vis de evenimentele importante care ne stau în față. Pentru că doamna consilier am mai informat și astăzi am mai avut niște semnale de la inspectoratul școlar ca să vedeți un eveniment. În județul nostru se organizează Olimpiada de chimie. Am înțeles, cred că... E vorba de Olimpiada, dacă vreți să îmi permiteți să vă completez, e vorba de Olimpiada Națională de Chimie care are loc în săptămâna 26 aprilie. Ea include 6 zile între care se găsesc și probele corespunzătoare acestei olimpiade. Aici se stabilește și lotul răgit. S-a stabilit că această olimpiada națională se desfășoară anul acesta la Bacău. Datorită faptului că județul Bacău în ultimii ani a avut rezultate deosebite la chimie. E vorba de o ediție jubiliară, 50 de ani, de când se organizează acest tip de olimpiadă. În cadrul acestei competiții s-a stabilit și o zi în care participanții și e vorba de 400 de elevi, 50 de membri care sunt profesori universitari, inspectori și profesori emeriți din domeniul chimiei și încă 50 de profesori însoțitori, deci o medie de 500 de persoane, își doresc să viziteze județul Bacău, iar cu obiectiv principal, ținând seama și de specificul disciplinei, își doresc să facă un drum al sării, să pornească de la Salina Târgu-Ocna, să viziteze inclusiv combinatul de la Onești. Cei de la Onești am înțeles că au deschidere în acest sens. Am avut o discuție cu domnul primar să vedem cum putem să găsim finanțare pentru așa ceva, dar știm că bugetul local e destul de strâmtorat, dar sperăm cu ajutorul domnului director, cu sponsor, să putem să asigurăm acestor tineri care cu siguranță vor duce mesajul mai departe, vor avea deschidere, vor aduce în continuare turiști la Salina, vor pic de bine orașul și județul Bacău și cred că e o oportunitate pentru noi. Nu e ușor să obții un loc întâi pe județ. Cât ar fi bugetul, dar facem un calcul scurt. Dacă este 10 lei biletul, dacă e 10 lei biletul pentru copii, că ăștia sunt sub 18 ani, vor 400 zi, 400 de lei. Nu e important să știm. Comparativ ca eveniment. Iar în ceea ce privește... Deci pentru toată olimpiada de chimie a trebuit, dar are rost să intrăm în analiza economică. Am vrut doar să facem comparații între evenimente și să spunem dacă este benefic să intrăm și să ajutăm niște copii care au rezultate deosebite și sunt de pe toate zonele și conturile țării și care poate au rezultat. Nu îmi dați voie să... A vorbit domnul Ilie, a vorbit doamna, iar domnul Ilie... Nu, dar vreau să stăm în care... Păi bătă, ei... Păi dar vreau să stăm în care... Am vrut doar să vă mai spun un singur lucru.
Pe lângă acest eveniment, care eu consider deosebit important pentru ceea ce înseamnă, pentru ce lăsăm noi în urmă, adică acești copii ai noștri și care trebuie să-i ajutăm în sensul ăsta, mai e un eveniment care există o solicitare, cred, ca să vedeți, pornind de la acel circuit de ciclism, un cetățean al orașului Târgu Ocna, eu îmi pare rău, dacă știam, aduceam mail-ul ca să-l vedeți, care este de aici și care se ocupă de sport, care dorește să realizeze un cross al tineretului pe același traseu și imaginați-vă, acolo e efort și acolo pregătirii și nu știu acum, eu nu vreau să... Nu vreau să mai complicăm lucrurile. Eu am vrut doar să vă spun că avem preocupări în acest sens. Să ajutăm când putem orice eveniment. De altfel, și domnul Panțăru dorește în continuare și este corect să realizeze în continuare acel concurs sportiv de judo. Haideți să încurajăm, zic eu, orice eveniment, dar în limita posibilităților noastre și la momentul când este posibil din partea Consiliului Local. Mulțumesc frumos și îmi cer scuze dacă am dreptat. Da, domnul Dumnezeu, s-a fi putere spus, pentru că dânsul și-a construit frumos. Dacă a venit și cu discursul doamna Barna, să ne arate cât de preocupați sunt pe forțele minții, pe inteligențe, pe lucruri bune. Eu când am vorbit de acel concurs de ciclism, domnul Ilier, nu mă lupt și nu contrazic Salina. Eu vorbeam că acel concurs de ciclism a fost organizat de către o asociație care nu are sediul aici și s-a dat mult mai mulți bani. Este bine, cum am spus, în termen mai popular, să avem activități de toate felurile în Târgu Ocna, care aduc turiști, de toate felurile. Suntem de acord cu toate, domnul Ilie. Eu nu mă luptam cu Salina, o asociație condusă de mine cu Salina. Dacă ați fost un aeroport aici, în loc de Otopeni, da, ar făcut o comparație. Dar vă bucur că dumneavoastră vă folosiți de acest uriaș Salina într-o contrazicere cu o asociație. Eu vorbeam că acel eveniment organizat de bicicliști este organizat... Văd că nu vă convine. Este bine să avem toate tipurile de activități care aduc turiști în oraș. Ca mine să mai fie și alți inițiatori să aducă turiști. Asta e ideea. Eu, ca persoană fizică, am făcut demersuri și am pus de la mine bani ca să ajut o asociație și să aduc turiști. De-aia nu vroiam să fac, pentru că dacă cineva face, hai să-i dăm cu pietre. Dacă nu face, iar e rău. Faceți dumneavoastră și eu vă apreciez. Vă mulțumesc! Vă rog, mulțumim! Domnul Aurel! Un scurt drept la replică. Da. O informație greșită și cred că e intenționată eronată. Organizatorul concursurilor ciclistice care s-au organizat în Ocna a fost Societatea Națională a Sării. A fost co-organizator împreună cu OAT Târgu Ocna. Și cu asociația. Nici o asociație, ceilalți au fost... E foarte bine, nu e rău, să fie cât mai mulți organizatori, domnule. Organizatorii și sponsorii acelei manifestații sportive, la care au participat câteva sute de cicliști și câteva sute de spectatori, care au adus mii de like-uri și mii de intervenții, chiar a fost televizată în direct ultima ediție. E foarte bine, cine e împotrivă? La Digi Sport, acea manifestare națională a fost difuzată în direct la Digi Sport pe canal de interes național. Și dacă comparăm una cu alta, atunci chiar comparăm elefantul cu furnica. Iar în celălalt chestie, domnul Ilie, să știți că a fi avut 215.020 de turiști cu cei de la participații la BGM care le-am asigurat acum 2 ani intrarea gratuită. Mulțumesc. Domnul viceprimar? Nu. Văd că prea personalizăm subiectul. Problema nu e între domnul Drăgănuță sau altcineva sau Salina și mai așa mai departe. Acum eu nu mă pricep la tablet. Dar, nu știu dacă e joc de noroc, dar eu zic că noi am avut un noroc că l-avem printre noi pe domnul Drăgăruță. Și nu vedem cât este de inimos. Problema nu se pune domnul Drăgăruță dacă n-am, vrem sau nu vrem să organizăm lucrul ăsta. Eu vă spun din capul locului, eu vreau așa. Problema e dacă avem bani. Sau dacă prioritatea ar fi asta. Și rămâne să votăm. Dacă Consiliul
găsește de cuviință că ne putem permite, știind acum și care e bugetul, știind și care e realizarea bugetului, votăm și vedem. Așa, seamănă campanie electorală. Mulțumim. Pe domnul Adam, pe domnul consilier. Vreau să întreb pe doamna profesoară, eu am înțeles bine că concursul de chimie organizează Bacău. Da. Și legătura de noi, Consiliul Târgu Ocna. Inspectoratul școlar al județului Bacău a emis o adresă către domnul primar, prin care solicită ajutor pentru vizitarea minei Salina, dacă se poate gratuit o susținere. În sensul că acei copii vin să viziteze orașul Târgu Ocna și ne fac și o oarecare promovare. Da, corect. Eu zic că 400 de copii să vină aici, copii foarte valoroși, copii care și în spatele lor au familii destul de bine văzute și care au oarecare cultură și înțeleg ce înseamnă frumosul și... Da, au și impact asupra localităților unde se găsesc, mi se pare pentru mine, poate că am un defect profesional. Investiția într-un copil mi se pare mult mai mare decât în un adult își gestionează altfel resurse. Asta e părere personală și poate că e de formație datorită meseriei pe care o fac. Îmi pare rău și îmi cer scuze și nu m-am pregătit pentru aceasta, domnul Drăgănuță, să știți. Domnul director Ilie m-a provocat în sensul acesta. Eu am adus adresa și i-am adus la cunoștință domnului primar, dar vă spun sincer că n-am îndrăznit să solicit Consiliul Local, că mi-a explicat care e situația și nu... E da. Greu în cap. Așa. Dacă dumneavoastră veți considera că e potrivit, decizia va aparține. Dar eu nu am îndrăznit să solicit Consiliul Local 5.000 de lei pentru copii. Am îndrăznit. Dacă mai vrea cineva să spună ceva, ale înscrieți-vă la cuvânt, nu avem o limită de timp. Domnul primar. Vedeți că a fost bine când am retras-o de pe ordinea de zi. Ce discuții interesante sunt. Sigur că domnul Drăgănuț aștepta să retragem pe ordinea de zi și apoi să spună că primarul n-a ținut cont de o solicitare a unei asociații naționale, internaționale de cap. M-a deranjat când domnul Drăgănuț spune că la Târgu Ocna nu se vrea. Și data trecută s-a aprobat o sumă pentru această competiție. Sigur că acum, așa cum Comisia Economică a analizat și domnul viceprimar, dacă avem și alte activități și trebuie să remarc aici și activitatea făcută de domn Panțâru cu atâția copii și aș dori să și sumele au fost la fel, deci impactul pe care are sumele au fost de 3.000 și participanții au fost de ordinul 100 și 400. Da, 400, da. De asemenea, vreau să spun că trebuie să mulțumesc domnului director Ilie și, sigur, și pentru perioada când am fost domnul Bucur la SNS, că pentru orașul Târgu Ocna este cea mai mare realizare creșterea numărului de turiști. Domnul Ilie a zis 215.000 am avut în 2015, 173.000 am avut în 2014, 110.000 în 2013 și tot așa de la 7.000 cât aveam și aici sigur că este efortul dânșilor și trebuie să le mulțumim frumos. Și n-a venit niciodată în Consiliul Local să spună, domnule, ajutați și Consiliul Local Salina, măcar cu drumul sau cu parcarea sau cu alte, știu eu, solicitări. Deci a trebuit să ne orientăm puțin și în Consiliul Local să vedem ce putem face să sprijinim această instituție care, într-adevăr, este o emblemă a orașului. Să știți că peste tot unde mă duc, sunt întrebat de acest lucru și sigur că trebuie să discutăm și la județ să atragem aceste fonduri spre Târgu Ocna. Uitați-vă în jur ce se întâmplă cu Oneștiu, care este de la 65.000 de locuitori, a ajuns la 30.000 de locuitori, se pare că după noi din sondaje vreo 28.000. Uitați-vă la Stălic din Perla Moldovei și vreau să vă spun că am fost invitat la un post de televiziune de la Iași și prima întrebare a fost, domnul primar, cum ați reușit dintr-un orășel în care era o gară mică, ne opream să mergem spre Stălic, să faceți și stațiuni de interes național și stațiuni balneoclimatică. Sigur că cu efortul și cu efortul consilierului local și efortul executivului, a salariaților din primărie. Haideți să nu fim răutăcioși și domnul Drăgănuț ați mai fost ajutat, haideți să mai dăm rândul și altora. Cred că Comisia Economică și ceilalți care au vorbit aici au spus bine. Cred că este foarte important să sprijinim și tabăra de chimie, Olimpiada cu 400 de copii,
dacă îmi permiteți și am un aviz de principiu, vom veni în Consiliul Local, pentru că exact cu 400 de lei, nu? Cu 5.000 de lei plătim accesul, pentru că trebuie să înțelegem că domnul Ilie a făcut și conducerea salinii tot timpul facilități primăriei. Și nu mai eu știu câte grupuri am trimis. Dar ultima oară am încercat să ajung și eu la directorul general de la București, cu o intervenție, nu se mai poate intra, sunt camere de luat vederi și sunt discuții și acolo și chiar nu poate asigura accesul și în aceste condiții va trebui să plătim și noi. Vă mulțumesc că am avut ultima intrare acum săptămâna trecută cu 63 de juriști din toată țara, pe care am adus și în primărie și am fost și la Salina. Vom veni cu un proiect de hotărâre în martie, dacă în aprilie este această olimpiadă, pentru că așa ne facem cunoscuți. Și ne facem cunoscuți și pentru faptul că s-a discutat mai devreme să mergem și spre Italia, și spre Anglia, și spre Statele Unite, dacă am putea. Deocamdată nu sunt ei interesați de noi. Dar să știți, întrebați, vă rog, societățile, întrebați Munteanu, întrebați Creangă, întrebați Ivanov, câți turiști din Moldova au venit în urma acestor discuții. O să venim în ședința viitoare și cu solicitarea din Edineț, nu? Primarul din Edineț a venit aici, din Moldova. Ei sunt interesați de noi și cei din Ucraina, nu știu dacă am fost, v-am informat, a venit o delegație de la Cetatea Albă, acolo s-a schimbat primarul, este o doamnă, și sunt foarte interesați de Târgu Ocna. Cei din Ucraina și din Moldova vin la noi, se cazează, fac tratament și ne lasă un bănuț. Deocamdată, sigur că suntem deschiși și față în Italia, vă vom informa cât de curând că suntem în discuții cu o localitate din Italia care a solicitat să ne înfrățim, dar așa cresc numărul turiștilor și încă o dată e păcat că nu s-a specificat aici la venituri. Vă rog să observați că Târgu Ocna a depășit cu impozitele pentru pe venit impozitele și taxe locale. Deci avem 38 de miliarde vechi pe impozite și taxe locale și avem 45 de miliarde vechi pe impozitul pe venit. Asta ce înseamnă? Că activitatea economică a orașului a crescut an de an și dacă tot timpul era sub impozite și taxe locale, acum am crescut. Și trebuie să observați că în fiecare an am investit 10-15%, până anul trecut chiar 20%. De aceea, noastră, votați cum credeți, trebuie să țineți cont și și cred că poziția Comisiei Economice este o poziție corectă. Mulțumesc! Dacă mai sunt discuții... O scurtă paranteză, da. S-a obligat să spun câteva lucruri vis-a-vis de Salina, pentru care am tot respectul. Dacă, totuși, exista un proiect de hotărâre prin care se aproba o plată de un leu pentru fiecare turist care ne vizitează Salina, ar fi putut avea niște bani în plus la bugetul local. Știu sigur că în ultima perioadă, vedeți și dumneavoastră că dânșii se respectă, nu poate intra nimeni pentru că camerele de luat vederi se monitorizează foarte clar, numai că totul se duce la București, localitatea noastră rămâne mai puțin. Și am putea și noi să fim beneficiare unei părticele micuțe din ceea ce aduc turiștii în zona noastră, tocmai pentru a le crea un buget mai mare care să ne permite să sponsorizăm și alte activități, numai cele care au făcut obiectul discuției noastre. Dacă mai sunt observații de făcut? Deci, antrebunitorii mei, nu au punctat un lucru esențial. Bonul. Deci, datorită faptului că Târgu Ocna este așezat pe munte de sare, acest fapt este primordial în economia orașului Târgu Ocna. Și apoi, o mare importanță are conducerea salinei, care este benefică. Deci totul se rezumă la faptul că Dumnezeu ne-a dat acest munte de sare sub noi, aici. De aici pornește bogăția. Și de la faptul că are cine conduce salina, mai rămâne strada, soseaua și parcările. Asta le rezolvă Consiliul Local și Târgu Ocna va fi colo de rai. Mulțumesc! Mulțumesc! O scurtă precizare la propunerea care a făcut domnul Mânsuru. Să știți că atunci când eram director general la Societatea Națională și eu am avut în vedere, am sprijin cumva Consiliul Local și în așa fel încât să nu se mai ducă atât bani la București. Și chiar puteam să și conving într-o oarecare măsură Consiliul de Administrație ca să nu depună contestație la această măsură care are impune un Consiliu Local.
Și s-au mai făcut lucrurile acestea, de exemplu, în Ocmandej s-a perceput o astfel de taxă pentru fiecare tonă de sare livrată și transportată, și la Râmnicu Vâlcea, și pe la Zgănic Prahova s-a mai făcut așa ceva. Numai că toate sunt susceptibile de a fi contestate de către Societatea Națională a Sării și a spune că este o taxă introdusă ilegal. Și dacă nu te trezești foarte bine terenul acolo, în așa fel încât să fie conștientizați Consiliul de Administrație și poate chiar și așa societății naționale, te poți trezi cu un bun molecul foarte puternic. De asta zic că e foarte bună propunerea și eu am susținut-o și am vrut să o introduc la un moment dat și chiar se adunau propunerea mea, era un leu de turist și un leu pe tonă de sare vândută și livrată. Dar v-am spus, trebuie făcut în așa fel încât să te asiguri că de la București nu primești un recul. Cel puțin când eram eu acolo, era cumva garantată situația că puteam să-i fac să înțeleagă că este în interesul chiar a Salinii să plătească acest leu pe turiști și pe asta, pentru că și Consiliul Local ar fi făcut niște investiții chiar în interesul Salinii. Dar atâta timp cât nu există o persoană la București care să înțeleagă lucrurile astea și care, dacă se duce oricare de ei, cum s-a dus un primar la domnul director actual general și care n-a găsit nicio înțelegere, credeți-mă că este pur și simplu o coală de pământ. Mulțumesc. Dacă mai sunt observații, nu cred, voi spune la vot. Cine este pentru? Cine este pentru? Dar pentru ce? Păi proiectul de hotărâre s-a discutat până acum, proiectul de hotărâre privind aprobarea alocării sumei de 5 milioane din bugetul local pentru susținerea evenimentului Cupa Stațiunii Târgu Comuna la tablă. Am înțeles. Acum, îl supunem la vot. Cine este pentru? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8. Domnul Jărăzut, s-a trebuit să vă obțineți. Este non-profit, doar nu este profit. Dar dacă ați fost societare și președintele, nu asociație. E treaba da, votez pentru, chiar și așa. Pe răspunderea. Cine se abține? Abține? Domnul cine este împotrivă? Și Bucur, împotrivă. Împotrivă 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dar nu mai trebuie să nominalizez aici. Cine s-a mai abținut? Absolut două persoane. Împotrivă. Absolut două persoane. Absolut două persoane. Domnul Acea. Eu am înțeles de cuvânt, dar nu vizionă. Împotrivă. Dar nu a trebuit voi cum să dăm 16 și au votat 8 pentru, 2 numărul celor și 8 împotriva. Adică și de ce n-a trecut ce au președinția? Pentru că pentru 16 și 8 sunt pentru. Este o hotărâre legată de bugetul local care s-a făcut cu votul consilierilor în funcție. Nu cred, majoritatea consilierilor în funcție. Deci nu este majoritatea consilierilor prezenți. Chiar cu abuzul, domnule Grădănuță, domnule. Ce abuz? Absolut. Dar poate stă în hotărârea că aveai cum faci. Și în caz de balotaj, votul președintelui, nu? Da, e bun. Mulțumesc. Vă deci la ultimul punct diverse. Păi, ce vorbim? În caz de balotaj, votul președintelui. Nici pe care. Nu a fost valoare, a fost 8, 2 și 6. A trecut proiectul. Nu? 8, 2 și 6. Capitolul din capitolul a fost diverse. 8, 2, 6. Deci a trecut proiectul sau nu a trecut? Vă rog, domnul consilier Adam, vă rog. Adam, vorbește. Păi adică mână, nu? Vreau să am pentru doamna secretară.
la adresa care mi-ați dat plasă. Doamnă, eu n-am făcut o ofertă de preț. Dar dumneavoastră ați făcut această solicitare în calitate de consilier local. Așa ați scris în adresa dumneavoastră. În calitate de consilier local? Păi dumneavoastră ați scris așa. Dacă nu, am zis că sunt consilier local, nu în calitate de consilier, dar n-am făcut o ofertă de preț. Pentru că eu am fost la domnul primar, am discutat personal cu domnul primar, am discutat cu domnul Ciobotaru, cu băieții care au cabinet la București, în ce localitate. Dar nu e nicio problemă, eu n-am făcut. Deci asta nu e nicio problemă. Deci nu e nicio problemă asta. N-am discutat și drept doamna secretară, revenim. Nu e nicio problemă, dar nu asta mă deranjează. Nu, revenim asupra problemei. N-am știut că mi s-a dar nu, ei de la București au făcut o ofertă. De acord. Deci asta era un mediu. Dar nu asta e lucrul cel mai important. Oferta care au făcut-o ei. Ceea ce ne pot ajuta ei, ca oraș. Deci exact cum am adus în ședința din decembrie sau când au fost. Nu oferta lor de preț de 500 de euro care o să fie pentru o clădire dar sau... Dar ziceți că este nici o ofertă. Nu, asta este analiza de risc. Exact cum s-a întâmplat cu doamna... Da, am înțeles. Cum a ridicat problema doamna directoare de la numărul 1, dar bine, chestia asta s-a amânat. Guvernul a amânat-o într-un an jumătate, deci asta nu e nicio problemă. Dar dânșii au spus că ei vor să vină să facă contractul, negociază cu domnul primar, nu vor banii. Mâine sau într-o lună sau în două, n-ai, le-am explicat, dacă nu sunt bani. Deci asta nu e nicio problemă. Deci ei nu cam și compensații. Deci ei vin, exact cum am ridicat problema atunci, cu iluminatul, cu fotovoltaice. Dar nici asta nu e o prioritate. Deci la iluminatul cu fotovoltaice, vin și cu camere de toate. Asta e o analiză de risc la toate școlile sau la toate. Deci vin și cu camere de la vedere pe fonduri europene. Deci ei vin în 3 luni fac proiect. E din oferă. Da. Deci asta nu e nicio problemă, că nu interesează ei. Deci ei nu vă spun. Cu ce? Da, să nu contează. Ei vin și fac un contract. Am înțeles, domnule. Am înțeles, domnule. Reluăm problema și o analizăm. Nu, da, eu vreau să mă aduc în discuții și propunerile pe care au ei, de acord, deci în afară de ei. De acord, dumneavoastră, dumneavoastră ați făcut un număr. Nu știu dacă puteți face asta în comisiv. Da, dar n-am făcut caz de asta, nu, deci asta nu e nicio problemă. O altă problemă la ordinea de zi, care e una diverse, este o solicitare a doamnei Vlad Rena, care a lucrat în cazul companiei din Universității Publice. Pe care solicită, n-am înțeles mare lucru, ci solicită că n-am putut să opun dezbatere de a venit pe ultima, pe ultimii 10 metri. Dar ținând cont de faptul că toți consilierii sunt și acționari, urmează să dezbatem în ședința adunării generale, acționarilor, care urmează să vină în ședința Consiliului Local. Dar eu nu pot să mă pronunț acum să-mi dau cu părerea față ceva care nu pun. Și atunci hotărâm cu toții că nu e neapărat atributul comisiei juridice, ci este atributul unor evaluații la mine. Am înțeles. Domnul viceprimar. Aș vrea să vă cer un pic atenția în legătură cu o problemă pe care o știm într-un fel. Știți că proprietarii care au vândut terenul ăsta unde era funcționat vechea poliție, au intrat în posesie și ne fac o propunere de vânzare a terenului respectiv. Terenul, ca de fiecare dată, prima dată discutăm cu dumneavoastră ca să vedem cam cum să punem problema și cam cum să începem să abordăm această problemă. Printr-o adresă ne spune așa, nu mai dau numele, este Gabriela Hagel Codreanu, cetățean german, domiciliat în Germania, adresa cutare cutare. Ea împreună cu fiica ei, după ce au obținut terenul ăsta, spune așa. Terenul are o suprafață de 2209 metri pătrați și ea cere cam, nu cam, spune așa că vrea 150.000 de euro pe terenul ăsta plus casa de pe terenul respectiv. Plus casa. Deci plus casa egal 150.000. Inclusiv casa. Inclusiv casa. Deci, da. Ce vreau eu să vă supun atenție? Oricum, termenul
Consiliului actual e limitat, mai avem 2 sau 3 luni de zile. Dar aș vrea să fiți de acord să începem demersurile de discuții. Oricum, deciziile nu se vor lua, după părerea mea, în această perioadă care ne-am animat, dar nici să pierdem din mână o oportunitate pe care am avea-o acum. Și eu vă spun așa, dacă ea cere pe casă plus terenul 150.000 de euro, asta ar însemna cam 63 de euro pe metru pătrat, făcând abstracție de casă. Noi am vândut în zona respectivă, în 2015, avem o evaluare aici pe vis-a-vis, adică lângă ea, pe Republicii, la restar, de 54 de euro pe metru pătrat. Iar pe Republicii, la Flamingo, aici, aproape, chiar am vândut noi cu 65 de euro pe metru pătrat. Dacă vreți, eu vă mai dau și alte exemple, cum am vândut teren în jur tot așa, de 60, între 48 și 65 de euro pe metru pătrat în zona asta. În concluzie, părerea mea e că s-ar putea să obținem, sau cine va veni după noi, să aibă o bază de negociere sub această valoare. Părerea mea că dacă obținem 60 de euro pe metru pătrat, ar însemna în jur de 132.000 de euro. Unde intră și casa, care e o casă, totuși, după părerea mea, o casă destul de bine întreținută. Pentru că până acum, o lună, două de zile, a funcționat, de bine, de rău, poliția. Ce vreau eu să vă rog? Să vă spuneți părerea, să vedem cam cum stă. Ca de fiecare dată știți că vă cer părerea în lucruri de astea delicate. Oricum, aprobarea tot în Consiliu se va da, dar ajutați-mă, pornim un raport de evaluare sau nu pornim? Domnul, eu mi-aduc aminte că în lucrul ăsta l-am mai discutat odată și chiar am acordat un aviz de prin Chipru, acum 2 luni de zile, cred, sau 3. Și care, la acel aviz de principiu care l-am acordat atunci prin vot, s-a împuternicit primarul orașului să facă o expertiză, să achiziționeze o expertiză și să facă un raport de expertiză, care să ne aducă la cunoștință care este valoarea care ar fi de acolo și care să-i o propunem și contraofertă. Așa e, dar acum eu v-am dat chiar date fixe. Ce vrea femeia? Atunci nu știam exact cât va cere. Oricum nu putem să facem fără un raport de expertiză care să ne arate cam care ar fi valoarea de piață și cu cât putem să achiziționăm noi. Și atunci putem să-i facem și asta. Dar eu am dat odată votul ăsta pentru că am putut deci primarul. Veniți, părerea mea, nu știu cum, dacă colegii consider la fel. Dar veniți cu raportul de expertiză și poate... Haideți că pornim de fiecare dată de la capăt spre început. Ideea este excelentă. Dar partea asta cu expertiză, nu de apucăm noi de fiecare dată să facem expertiză când proprietarul e altcineva. Noi discutăm, ăla cere un preț și noi vedem prețul care e pe piață, venim cu argumente care asta să ne aducă la prețul cel mai bun. Sigur, ideea este extraordinar de bună, ținând cont de faptul că orașul chiar are nevoie de teren pentru ce vrem să mai dezvoltăm în orașul ăsta. E aici, lângă noi, la 2 pași. E un spațiu care permite investiții viitoare, de ce nu? Toți am fost de acord cu treaba asta. Acum, dumneavoastră, sugerați că să trecem direct la, să puternicim primarul să treacă la o negociere? Nu, la raport de evaluare. Pentru că... Exact. Acum, ziceți că să fac ea raportul. Nu-l face ea, că noi avem interesul să știm valoarea reală a ăsteia. Că, cumva, vom scoate cheltuielile cu raportul de evaluare din negocierile pe care le vom face. Oricum nu facem nimic, acum știți că am și pierdut anumite oportunități, oricum nu facem nimic fără dumneavoastră și oricum părerea mea e că nu, actele nu se vor încheia în mandatul ăsta. Dar e bine să lăsăm consiliorilor care vor veni ceva, un suport. Dacă reușim, cu atât mai bine dacă reușim în mandatul ăsta. Ca poziții, până 60 de euro metru pătrat, Da, dacă îmi permite să vă spun ceva. De ce am venit și astăzi? Data trecută nu aveam nici catastru făcut. Am convins-o pe doamna, în discuțiile care au avut-o doamna secretară pe mail, că trebuie să-și facă catastru. Doamna acum are catastru. Deci un pas înainte. Acum raportul de evaluare, și l-a plătit dânsa. În raportul de evaluare trebuie noi să angajăm un tăvial. Și raportul de evaluare va veni în Consiliu. Având raportul de evaluare, eu zic, e bine să venim luna viitoare, să aducem raportul, să ne exprimăm punct de vedere, pentru că doamna ne presează cu adresă.
Eu n-am scos la vânzare terenul. V-ați hotărât sau nu? Adică asta e problema. Și atunci îi spun acum, doamnă, în principiu există oarecare poziție pozitivă, urmează să facem raportul de evaluare și în luna martie să supunem aprobării Consiliului Local. Pentru că din cei care știu, valorile au fost foarte mari pentru că când era poliția la data respectivă, când era, dacă se putea cumpăra. Și atunci, noi am venit cu acest lucru, înseamnă că dacă dumneavoastră discutați și dacă ne dați un vot de principiu, noi angajăm raportul de, de evaluare. Am rugăminte să supunem la vot și să rugăm exclusiv TVO ca această discuție să o cenzureze, pentru că n-aș vrea să ne ați transformat la ce. Dar suntem vecini, la TV. Păi și cum și? Oricum, dar de la cineva și ăla dă cum leau mai mult și... Și care-i povestea? Și dacă l-am luat un investitor, ce ar fi așa tragedie? Nu cred că ar fi. N-ar fi nicio tragedie, dar... Trebuie să fie unul foarte potent. Foarte potent ca să le iei. Nu poate să iei un buticar. Exact, nu un buticar. N-ar fi nicio tragedie. Poate ar fi mai bine. N-ar fi nicio tragedie, numai că noi, ca și Consiliul Local și ca și... Noi nu spune construi o hotelă. Eu cred că nu s-a rândat asta pe cuasta. Asta dar le-am atras atenție. Băi, eu... Vedeți că nu facem nici agenție imobiliar, nu face nimic. Rugămintea este, avem votul de principiu a dumneavoastră să comandăm un raport de evaluare. Asta e toată povestea. Da. Ne supuneți la vot și raportul de evaluare v-am discutat, pe care v-am comunicat, doamne. Cine este pentru? Ca să mă uit. Comunicați drumul concesionar. Abțineri? Da. O abținere împotrivă? Niciun abținere. Deci proiectul propune la trecut. Da, vă rog. Dacă stați că după ștereu materialele... Mai, pa, ștereu la urmă, după Consiliul, da. Nu, ștereu materialele, da, vă rog. Doresc să vă prezint o adresă venită de la Societatea Comercială Ecomedia Consulting SRL, deținătoarea licenței audiovizuale TV Kit. În adresă să spun următoare. Din luna decembrie, societatea noastră a dobândit statutul de licență regională și implicit condițiile de emitere a semnalului către unitățile de transmisie TV. TV Kit trebuie să respecte pentru menținerea licenței anumiți parametri audio-video superior celor de până acum. Am primit reclamații de la telespectatorii postului nostru de televiziune, reclamații ce țin de calitatea înregistrărilor ședințelor de consiliu din localitatea dumneavoastră. Pentru a îmbunătăți calitatea înregistrărilor, sala de consiliu local trebuie dotată cu următoare: instalarea unui sistem audio specific sălilor de consiliu, instalarea unui singur tip de lumină rece-caldă și de o intensitate corespunzătoare. Noi am depus eforturi și investiții considerabile pentru a putea acoperi neajunsurile ce au decurs din lipsa condițiilor necesare unei filmări în parametri ceruți de transmisie a unui program local, dar acum, în condițiile în care suntem televiziune regională, nu mai putem emite programe de o calitate inferioară. Acest fapt ne determină să vă anunțăm cu regret încetarea difuzării ședințelor și activităților desfășurate de administrația dumneavoastră în sala de consiliu, pentru a putea informa în continuare cetățenii cu privire la administrarea orașului dumneavoastră și implicit activitatea de grupă de consilieri în Consiliul Local, vă propunem să modificați anexa la contract, astfel ca în cadrul emisiunii 24 de ore de fiecare miercuri să veniți cu 2, maxim 3 invitați din partea instituției dumneavoastră și nu cu unul singur ca până acum. Astfel, activitatea Consiliului va putea fi relevată în mai bune condiții și poate va crește și gradul de informare printr-o dezbatere întrumată de un moderator cu experiență. Această situație va dura până când instituția dumneavoastră va finaliza investițiile necesare unui bun înregistrare a ședințelor de Consiliu Local și altor evenimente ce vor avea loc în respectiva locație. Deci, aici este. Deci, la revedere, deci. Nu mai bine. Asta a fost ultima ședință filmată, să zic. Păi nu, aici nu este chip. În ianuarie a fost ultima ședință. În decembrie a fost. În decembrie. Nu știți că a lipsit luna trecută? Da, am întâlnit că am urmă. Am zis, mai vrea să zic că trebuie să facă niște investiții. Scurte și cu asta pasă. Și asta, alte televiziuni nu mai există? Bă, dar să știți că orice televiziune dorește niște condiții bune. Eu am fost cameraman și știu despre ce e vorba. Deci condițiile de iluminat
e normal să fie schimbate. Condițiile, o instalație audio de sonorizare pe care să apeși butonul și să audă doar cel care vorbește, iarăși mi se pare corect și de bun simplu. Da. Toate sălile de conferință din lumea asta au așa ceva. Deci, mai devreme sau mai târziu, că e o televiziune, că e alta, toți vor vrea niște condiții bune de filmate, înregistrare și spectatorii și toată lumea. Iar noi, de datorită transparenței care ne dorim, bineînțeles că ar trebui să facem chestia asta. Nu e mare lucru. Acum consiliul care va veni, nu mai faci noi investiții. Părerea mea e. Fac acum investiții pentru două luni de zile. Ore. Și așa ce ca valere. Oricum, da, eu vreau să mai zic. Oricum, David, tu știi foarte bine că au urmărit emisiunile care au dat, au tăiat foarte mult din multe convorbiri care erau contradictorii. După aia se filmau anumite persoane și multe chestii. Le-am și spus, zic, măi, dar cum, dacă tu stai acolo cu camera, când vreodată se vor vedea și cei din partea aia, noi, ăștia, pur și simplu... Consumori, te referi. Și am fost consumori pentru tine, mă. Le-am spus chestia asta de mai multe ori. Pentru că am văzut și când a fost atunci cu Gavencu și multe chestii care așa au fost tăiate cum vorbim. Deci exact au fost tăiate, cum și simplu. Ei împreunau materialul. Dacă mai e cineva... Eu vorbesc și asta. Dar asta să lăsăm Consiliul Național al Audiovizualului. Să facă chestiunea asta în ceea ce privește vina de programe al lui Chit TV. Dar de unde știe Consiliul Audiovizual ce s-a întâmplat aici dacă îi tai? Dar noi este evident că vom fi subiectivi. Și mie mi se pare că apar prea rar. În asta mi se pare că apareți prea rar. Nu că apare, eu chiar am urmărit discuțiile. Discuțiile, dacă le urmăriți, să vedeți că nu sunt aceleași ca un proces verbal, așa cum mai e. Foarte simplu. Care le-a dat licență și care le impune o anumită deontologie. Care nu au ăla. Și Consiliul CNA-ul ăla, Consiliul Național Audio. Nu vor să facă că ca o chestie electorală și cum oamenii găsesc soluții, sunt de parte, știu, de o să nu mai se merg cu bălătării. Da. Sigur, numai ședința noastră o găsește aici. Eu n-am terminat. Atunci a intervenit domnul Nuțu și de respect l-am lăsat pe dumneavoastră. Nu e nicio problemă. Nu e nicio problemă cu oferta care ne făceau colegii ăștia mei. Deci ei vin cu fonduri europene și pentru asfaltare. Orice stradă care are apă, canalizare. Deci ei vin cu oferte pentru canalizare. E strada care nu există. Dar trebuie să aruncești materiale să putem... Dar nu, dar deși au venit. Au zis că vin, dar dacă putem să vă puternice pe domnul primar, să ia legătura. Avem noi puterea asta cu Consiliul Local. Deci ei vin. Deci dumneavoastră știți cum sunt fondurile europene. Deci acolo nu avem noi treabă. Aia vin, expertizează Bucureștiul, lucrarea e din cea mai bună calitate. Eu discut din punct de vedere a omului care știe că cineva, că atunci când face o ofertă, mi se pare mie că eu primești, eu analizez și după aia o funcție de copii la care ajunge. Și după aia trecând prin celălalt etap pe care țin de licitații și... Ei rugăm să vină la o discuție cu oferta și discutăm. Da? Vă rog. Doamna secretară, sigur că venind de la dumneavoastră, a crezut că e o problemă ca și consilier. Nu ați facilitat. Sigur, să vină la o discuție când viți cu mare plăcere compartimentul achiziției din primărie, stă la dispoziție și discutăm problema. Da. Haideți, vă rog, că v-am întrebat. Mulțumesc, domnule președinte, doamnelor și domnilor, stimați invitați, numele meu este Eugen Ungureanu, suntem de la televiziunea Exclusiv TV și vă mulțumim că ne-ați primit în familia dumneavoastră, ne-ați acordat acreditare și vreau să dau chiar câteva răspunsuri la ce s-a dezbătut privitor la televiziune. Nu este obligația dumneavoastră să cheltuiți bani, televiziunea trebuie să-și asigure condițiile tehnice din resurse proprii. Deci noi dacă am fi considerat că nu avem lumină, avem în mașină lămpi, le instalăm. Deci ceea ce am auzit astăzi sunt solicitări abuzive din punctul meu de vedere. În al doilea rând, din informațiile noastre s-au cheltuit sume importante cu această televiziune, Chit TV, și noi avem experiența la peste 15 localități la care filmăm ședințele de Consiliu Local și vă spunem că e atributul televiziunii să prezinte ședințele de Consiliu integral și necenzurat. Deci noi, dacă o să căutați pe internet, pentru că am pus și pe internet filmările noastre,
nu am făcut decât să prezentăm ședințele în Consiliu integral, fără a cenzura și fără a debalansa de punct de vedere politic componența Consiliului Local. Deci, iată, vreau să vă spun, domnilor consilieri, că noi am depus o cerere anul trecut, aici, la primăria Târgu Ocna, și am solicitat, nu o să vă vină a crede, doar 80 de euro pe lună, ca noi să difuzăm integral aceste ședințe. Desigur, din considerente financiare la vremea respectivă, cererea noastră a fost respinsă. În continuare, noi am solicitat să venim la ședințele de Consiliu Local și mulțumim compartimentului de specialitate că în sfârșit a înțeles că trebuie să ne anunțe data când sunt aceste ședințe. Pentru că a fost o perioadă când nu am fost anunțați. Mă bucur că am reintrat în normal și sperăm să țineți cont noi să depunem mâine o nouă cerere pentru a prezenta aceste ședințe domnilor și doamnelor consilieri integral. Fără a avea pretenție să ne ajutați cu alte chestii, cu lumini, cu aparaturi, cu nu știu ce. Televiziunea este o personalitate juridică, așa cum suntem și noi, și noi trebuie să ne facem meseria, nu dumneavoastră trebuie să vă luptați pentru presă. Presa trebuie să-și facă datoria, iar dumneavoastră să prezentați în ședințe ceea ce credeți că trebuie să ajungă la marele public. Așadar, cer opinia dumneavoastră, domnilor consilieri, dacă e cazul să depunem această cerere, care din punctul nostru de vedere este o sumă simbolică care ne acoperă doar cheltuieli minime de benzină și eventual pentru camera. Dar spuneți-mi, vă rog frumos, pe ce post limiteți? Că e o problemă. Da. Nu e, e chiar un mare avantaj colaborând cu noi, pentru că noi mergem în, pe internet unde toată lumea are acces. Dacă am fi difuzat aceste ședințe doar la Onești pe televiziune prin cablu, nu ar fi ajutat cu absolut nimic stațiunea Târgu Ocna. Deci noi ne-am gândit la o televiziune online, exclusivtv.ro, unde difuzăm integral toate aceste ședințe, avem și programe muzicale și divertisment, iar pentru dumneavoastră, ca să vizionați, și avem legături și avem mulți prieteni virtuali din Târgu Ocna, le prezentăm atât pe rețelele sociale, Facebook, YouTube și așa mai departe. Deci, veți avea acces și la timp. Noi avem trei calități. Suntem pronți. De exemplu, ceea ce am filmat astăzi, până mâine seară, deja este pe social media, adică puteți să le vedeți și dumneavoastră. Am creat special pentru Târgu Ocna un grup care se cheamă Exclusiv Târgu Ocna. Căutați pe Facebook, aveți dumneavoastră, toți aveți cont. Și acolo, printre multe alte difuzări pe celelalte resurse, noi vom publica acest lucru. Și stau la dispoziție cu orice răspuns. Vă rog. Mică întrebare, sunt de acord astăzi și în ultima perioadă aceste rețele de socializare cu mare drag au intrat și au câștig la public, dar ce facem și cu cetățenii, până la urmă, ai noștri. Avem din Târgu Ocna 6.000 de cetățeni în acel grup, de aici, din Târgu Ocna. De acord, dar sunt mai mulți în cartiere. În cartiere care sunt în etat. Oameni din vârstă, asta e o mică problemă. Vă dați seama că noi nu putem crea o televiziune prin cablu pentru... Dar accesul la internet este pentru toată lumea, pentru că noi am observat și să știți viitorul. Eu, după părerea mea, mare parte a cetățenilor care sunt în vârstă, nu știu dacă vor putea să aibă acces. Acum eu am pus întrebarea în vizită, da. Poate aveți o... Sunt răsentimentul. Vă mai dau un răspuns. Mai mulți, noi am gândit această televiziune așa cum este Gândul Pumplinfo, DC News, știri pe surse, toate marile televiziuni au și pe internet. Deci, nu era avantajos ca noi să facem o televiziune clasică prin cablu. În primul rând că era o investiție uriașă și dacă o făceam la Bacău sau la Onești sau în altă parte, dumneavoastră n-ați fi avut acces. Noi filmam degeaba că cetățenii nu vedeau. Ori, prezentând și în aceste rețele, noi de-aia ne-am gândit să le punem și acolo, accesul dumneavoastră este mult mai ușor. Toată lumea se uită pe internet. Un avantaj ar fi în această situație că și târgovneanii care sunt plecați în Italia, în Anglia, în Italia, în America, eu știu, pot vedea ce se întâmplă la ei în oraș. Deci, tot oamenii în vârstă au un nepot, au un copil care au internet. E o idee. Ne poate, vreau să văd internetul cu ședința în data cu tare. Se poate uita la ședință când vrea el, la orice oră.
E un aspect benefic. Plus bani mai puțin și nu are nevoie de investiții, cum cere celălalt. 2 miliarde pe lună pentru... Va precizat că noi facem parte dintr-o rețea națională care se cheamă Exclusiv România și care ține foarte aproape cu românii din străinătate, inclusiv cu cei din Târgu Ocna. Dacă o să intrați în această seară pe internet, căutați, vedeți ședințe de peste tot, începând de la Urechești, Coțofănești și până la Măinești, pe care noi le-am prezentat integral. Sigur că pe noi nu ne deranjează dacă o să mai fie și o altă televiziune, noi nu avem o problemă. Dar uitați-vă că singura televiziune este aici, suntem noi. Orice altă televiziune pune condiții. Noi le dorim colegilor noștri să colaboreze și ei, dacă sunt posibilități, nu ne deranjează încă o dată, fac precizarea, dar noi avem autourile cele mai importante, de aceea peste 15 comune și localități din județul Bacău au agreiat cu noi acest contract, pe care, până la urmă, prestare de servicii, dar este o prezentare corectă a ședințelor de Consiliu Local, integral. Poate unii dintre dumneavoastră ați văzut deja, am fost noi prin noiembrie, am mai publicat o ședință de aici. Ei, noi începând de astăzi o să venim de fiecare dată, dacă o să avem și sper să avem o colaborare bună cu dumneavoastră. Cum garantați imparțialitatea odată ce noi vă plătim? Integral. Pentru că prezentăm integral și nu comentăm. Noi ne-am rezumat, și o să vedeți, o să vă convingeți, ne-am rezumat doar la prezentat ședința, ai dat titlul și data fără a comenta. Pentru că dacă aș comenta eu trebuie să fiu un arbitru ca jurnalist. Și încă o dată, recomandarea Clubului Român de Presă, a colegilor mei de la București, a fost asta. Domnule Ungureanu, este bine și vă recomandăm să nu vă implicați în luptele politice din localitățile unde filmați ședințele. Și atunci recomandarea noastră este să prezentați. Din momentul în care președintele de ședință spune am deschis ședința și până în momentul în care spune s-a închis ședința de astăzi, vă recomandăm să prezentați. Noi facem și respectăm această recomandare de peste un an și jumătate. În județul Bacău. Alte precizări? O oferta e foarte interesantă și mi se pare că e chiar trebuie luată în seama, mai ales că au venit din proprie inițiativă. E un lucru extraordinar. Ceilalți care au plătit și nu vedeam. Mai mult decât atât ceilalți au dat deoparte. Nu spune că avem actualități prin deoparte și prin deoparte. Era ceva mai important, nu-i vedeam. Da, e nevoie, iar prețul este extraordinar de convenit. Discutăm despre internet, că toată lumea are telefon mobil și majoritatea, mai ales pe el. Tot ceilalți se pot uita acasă pe monitor sau la calculator. Deci, uite, jumătate de oră oprește, nu știu ce face treaba repede. Eu vă promit un lucru, în momentul în care noi nu vom respecta ceea ce am discutat în această seară, punem clauză în contract, reziliem cei 80 de euro și... Și vedeți, o să vedeți că noi ne respectăm contractele. Mulțumim, domnul Păstrie, vreau să spun ceva. Voiam să subscriu la ceea ce a spus domnul Nuțu. Perfect, a edificat... Mulțumim. O zi bună întrebare de domnul Iudin. Vă rog, mare drag. E foarte bun timp. Va fi deranjat dacă aveam o instalație audio și niște lumini bune de studio aici? Nu m-ar fi deranjat, dar consider că și așa sunt bani puțini. Noi cunoaștem situația economică foarte bine din județul Bacău. Cunoaștem în profunzime de multe ori în consilii locale, vedem că se repetă aceleași subiecte, până la urmă toate comunitățile. Sunt bani puțini și ar fi un abuz din partea noastră să vă cerem să ne asigurați. Poate mi-a asigurat și un bar aici, eu știu, să stau la un șpriț cât filmea. Deci nu, glumesc. Deci nu. Noi știm foarte bine că banul public trebuie cheltuit corect. Și asta trebuie să urmărim cu toți. Și știm că sunt probleme cu banii. Observați câte discuții au fost cu tablele domnului de lângă mine. Deci, de aceea și noi am solicitat peste tot, vreau să vă spun, același contract avem în toate localitățile. Noi am spus, domnule, 80 de euro, indiferent de localitate, ca să nu fie discuții și să fie și o minimă sumă pentru noi să fie motivantă ca totuși să putem să plătim un cameraman. Dar încă o dată, nu este o afacere pentru noi, este un mijloc de a informa cetățenii din Târgu Ocna că au acest drept de a afla direct prin intermediul nostru și nepărtinitor. Că fiecare consilier se poate duce să spună opinia lui. Ori având filmarea, cetățenii pot fi informați corect și la obiect, cu ceea ce hotărăți dumneavoastră. Mă văd acum o completizare în cazul ăsta. Vă rog. Întrebarea care am pus-o este legătură cu următoarea chestiune. Deci, nici Chitul TV n-a impus. A făcut o solicitare la care aștepta un răspuns.
Nu, TVA are un contract deja cu dumneavoastră, dacă puteți să spuneți și suma sau deci doamne. Nu, dar n-ai impus, deja a citit doamna, Aurelia Soiu, adresa. Nu, dar e o formă de șantaj. Nu pune ca o clauză, domnule, nu mai transmite. Spune doar că solicită dacă primăria va constata și va... Concide că trebuie să spună aia. Nu, trebuia să spună așa. Ar fi trebuit să vină un consiliu, începe campania electorală și hai să plecăm. Că ne-a făcut treaba până acum. Nu, e o presiune pe care o. Și tot atât. Și întrebarea mea a avut sensul într-un tot. Deci, domnule, asta ar trebui să fie urmă în televiziune, ar fi să o facă primăria, că rămâne primăriei. Dumneavoastră, bineînțeles că puteți să aduceți becurile, puteți să aduceți instalația mâniușului, dacă vrei. Dar în momentul, în momentul în care v-ați supărat sau se rupe contractul și nu puteți, bineînțeles că vă luați înțelea. Este un contract simbolic, deci o dată trebuie să fie exact. Da, de principiu, trebuie să fie primărie. Mulțumesc, dacă mai sunt dar... E bine că veniți în campanie, în campanie electorală. Nu, dar trebuie să ne facem un lucru și o consens, deci e un lucru de vedere. Cum ați votat, cum ne-ați întrebat și cu... Cum ne-ați întrebat și cu terenul, întrebați-mi dacă suntem de acord cu dânsii. Un acord de principiu, dacă le dați, mă iau. Păi aveți acord de principiu. Discutăm oferta și venim cu... Trebuie să lăsăm oferta în contextul altul. Păi să vedeți dacă mai faceți oferta, nu? Păi înainte cum a fost? Oricine are voie să facă ofertă către Consiliul Local, avem un birou specializat pentru achiziții. După ce se analizează, venim în fața dumneavoastră. Nu, nimic nu se face. E secret. Nu ai cum să-l faci. Deci noi acum luăm un acord de principiu că, da, domnul director, aveți, veniți cu oferta. Mâine venim la dumneavoastră și vă facem. Nu veniți cu oferta. Sau cum să spunem că e bine sau nu e bine, sau fără partea unui aviz juridic, aviz la achiziții. Da, trebuie să spunem, putem aici, gata. Oricum, oferta va fi însoțită prin telefon și discutăm, eventual ne întâlnim. Noi am mai depus o ofertă, la concesiune de teren se face înainte cu 3 luni, atunci da, e bine. Dacă îmi vor... N-a fost întrebat, putem să băgăm în consiliul de local sau ceva, când concesiune de ceva. Și acum eu am venit la fel, am întrebat. Dacă în principiu doar nu se vota acum. Doar nu se vota acum. Acum nu se poate întreba. Păi cred că domnul David, dar și ce să întrebăm de mult? Nu mai întrebăm, gata, ce mai întrebăm? Nu e nevoie, David. Nu e nevoie, oricum venim. Nici nu putem vota împotriva. La așa ceva. Ce nu stare să votăm dacă nu avem votat? Nici nu putem vota în pot. Transparența se există tot timpul. Și nu e bun. Cam asta este... Mai am unul la diverse. Da. Eu. Deci, pășunatul oilor, pe terenurile particulare, pe timpul iernii, pe punctul Gălean și punctul Prizopului pe Vâlcele. De unde domnule au apărut toate oi, cu cetățenii? Am zis nominal aici, mai sunt încă vreo 100, dar vă citesc doar câțiva. Mocanu Vasile, Bodrângă, Rusu Costică, Arion Costică, Rusu Ștefan, Rusu Gheorghe, Rusu Ion, Mocanu Neculai, Văsă Ion și mulți alții. Domnule, cum de apărat pe oi pe timpul iernii, pe terenurile particulare ale cetățenilor? De ce, domnule? Tasează terenul, colțul ierbidă. Nu mai au animale ce mânca, animale proprietarilor care au terenul. Cum se poate să ceva o asemenea de bandană? Să ducă, domnule, să-și ia oile, ducă în altă parte. Cetățeni care nu fac parte din oraș Târgu Ocna. Nu, vă dau și nume dacă doriți. Deci cetățenii vor să le fie apărate drepturile. Cine să le apere dacă nu primarul, primăria, executivul și poliția? Păi au pășunat pe terenul particular, domnule. Păi și cine ce să face dacă e pe terenul? Păi cum? Să sesizați jandarmii? Dar n-a solicitat nimeni nicio... Ba da, ba da, s-a solicitat, nu s-a luat în seamă. Să se ducă, să-i prindă, să le facă adresii, să nu mai pasc oile pe terenurile oamenilor. Să le pasc pe terenul lor, dacă au. Dacă n-au, la revedere. Bine, păi cu ocazia asta știu ce au făcut oamenii. Hai, zi, bă, domnul primarul, dar există sigur. Domnul dar domnul primar știe problema asta, dar nu s-a luat nicio măsură. La ce s-a luat nicio măsură? La Găleam, v-a fost adus acum o săptămână, la... Domnul Păscăleni, mi-e pare rău că dumneavoastră nu știți regulile care sunt în Târgu Ocna. Încă din 1994, Consiliul Local are un regulament care stabilește foarte clar în ce condiții se paște în Târgu Ocna.
Am avut ședință la care n-ați, și în păcate n-ați participat la... Am fost la partea de zi. Ascultați-mă un pic. Sunt alese comitete de cartier și la cartier. La Vâlcele există comitetul, este președinte de comitet și în toate cartierele am terminat alegerile, mai avem doar la Gălean, unde va avea loc pe data de 6 martie. Aceste comitete alese de cetățenii ședință... Da, dar nu au putere, domnule. Altceva când spunem primar, domnule, nu ai fi căutat, nu ai fi căutat. Haideți măcar să înțelegeți ceva, dacă a stat în Consiliu, să știți noastră că ați înțeles un lucru. Eu știam. Din 93, din 20 ceva de ani funcționează acest regulament. Și atunci, acești 7 oameni aleși la Vâlcele de cetățeni, au puternicirea primarului și ei organizează. Unde se face stână, unde paște vaca, unde paște oaia, unde paște... Dacă comitetul din Vâlcele nu aduce referatul prin care spune... Vă rugăm, domnule primar, să dați autorizație de stână pentru Popescu Vasile, care va face stână în punctul cu anexă la contract și obligațiile care sunt. Adică, unde trebuie să meargă la adăpat, care e porțiunea, care o paște. Deci sunt reguli foarte clare. Da? Asta e primar, asta funcționează. Dar nu funcționează faptul că pe timpul ele nu au voie să ducă din toate grădinile după găleată. Ăștia voile. Și sunt câțiva care... E o problemă veche care e tot crescător de animale. Sunt reguli clare. Discuțiile au fost așa, din 1 martie nu mai are ce căuta animalul prin grădinile oamenilor. Știu, asta se rezolvă. Păi și cine nu respectă, comitetul la Vâlcele este domnul Arion, dacă știți. Și domnul Arion când ne dă telefon și cineva ne ascultă, putem apela la jandarmi și poliție. Dar n-a fost cazul la Vâlcele până acum. Domnul Arion a fost la ședință de duminică, unde am participat și eu, cu crescătorii de animale de la Gălean și unde s-au lămurit câteva lucruri. Cu săptămâna trecută am avut întâlnire aici, în sala de consiliu, cu comitetul din Vâlcele, comitetul din Poeni și Păcuri, unde s-au lămurit problemele între Păcuri și Poeni. Că sunt probleme în cartier și în cartier. Deci lucrurile sunt lămurite. Vă duceți, vă rog frumos, la domnul președinte Arion și îi spuneți lui, domnule, uite, am sesizat că ceva nu funcționează la noi, da? Iar problema care ridicați noastră cu acei proprietari de terenuri și proprietari de animale, se discută tot comitetul. Comitetul are aceste probleme în sarcina lor și are și puternicirea să le rezolve. Un singur lucru să înțelegeți. Că nici primarul, nici viceprimarul, nici un salariat din primărie nu trimite pe nimeni cu stână nici la Vâlcele, nici la Gălean, nici la Gura Stănic, dacă comitetul ales nu face un referat în care spune suntem de acord cu el. Asta știu, domnul primar, eu mare referat la asta. Mai refer la faptul că sunt o serie de crescători care iarnă dau vânta cu voile pe terenurile particulare. Aici problemă. Nu avem nicio sesizare scrisă de la comitet. Deci lumea va înțelege și vei fi bombardat. Domnul consiliu, care este atribuția Consiliului Local? Domnule, vedeți oamenii care au citit 20 de oameni, au vrut să fie în ședință. Le-am spus în urmine că rezolv eu problemă. Oamenii ăia care au scris acolo, au semnat acolo, au rezolvat Consiliul Local cu poliția, domnule. Și au confundat Consiliul Local cu instanță de judecată. Ei sunt proprietari privați și care le-au fost atinse niște drepturi de alți cetățeni. Și credeți voi să vedeți acum ați juri și să pricepe la cui s-a trebuit. Dar noi ce să facem acum? Păi să trebuie să facem acum. Eu consider că să facem acum. Eu consider că să facem acum. Eu consider că să iar le-a dat explicații foarte bine, domnul primar, au comitetul lor acolo, dar nu poate să-i spune. Dar era bine să înțeleagă domnul Păscălin ca să... Da, dar nu cred că ești domnul de asta, mă, delegat să-mi fi problema asta. Păi explicațiile acelor cetățeni. Că nu, este, că nu este de competența Consiliului Local să le rezolve această problemă. Da, da, ei sunt același lucru. Că fac eu ca domnul... Nu sunt juriști, nu au carte multă, nu au... Păi explicațiile... ...de a vorbi, de a fi bun orator, au mai și atât. Explicațiile dumneavoastră care sunteți mai erudiți și mai știți mai multe. Dar nu explică, știe, nu la nu știți, știi ce are vorbire. Dar ne obosește pe noi aici, dar... Da, de aia sunt pe tine asta. Păi, luați-mă un punct, Jolic. Atunci declar și-ai putea pe zilor, vă obosiți. Dar nu vreau să fiu obosit.